Domnul Popa. A început. Deschidem lucrurile ședinței ordinare de astăzi, 28.02.2023, ora 15. Dau cuvântul domnului secretar să facă prezența și să asigură de cuvorumul și de asemenea să supună la vot procesele de bani din ședințele anterioare. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Din foaia de prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența unui număr de 14 consilieri în funcție. Consiliul local, domnul Popa, domnul Paris, este în urmă? Încerc să deci, deocamdată 14 consilieri prezenți. Consiliul local este întâlnit în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Supun la vot procesul verbal din 31.01.2023. Voturi pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Deci 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Domnul Paris, cum votați procesul verbal din 31? Deci 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Supun la vot procesul verbal din 9.02.2023, ședință extraordinară de îndată. Voturi pentru. Voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Supun la vot procesul verbal din 17.02.2023, ședință extraordinară de îndată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte Enache Neculai. Mulțumesc. Stimați cetățeni, dau citire ordinii de zi de astăzi, care se cuprinde în următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit legii 416 pe 2001, privind venitul minim garantat cu modificări și comentarii ulterioare pe anul 2023. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCR numărul 8 din 31.01.2023 pentru aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare depuse la Consiliul Local Comunei Sascuțeți, Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCN numărul 15 din 27.02.2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 699,19 hectare de teren pășun situată în Comuna Sascuț, parte din domeniul privat al Comunei Sascuțeți, Bacău. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sascuți, județul Bacău. Și punctul 5, diverse. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Ordinea de zi a fost aprobată. Aș vrea, înainte de a începe această ședință, să vă asigur că voi conduce această ședință în conformitate cu prevederile articolului 123 din Codul Administrativ, precum și din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sascuț. Concret, voi conduce această ședință și nu voi accepta să ia cuvântul, să vorbească unul peste celălalt, să aducă în jurii, jigniri sau acuzații nefondate. Veți avea cuvântul fiecare, inclusiv invitații la punctul de interes care este cu pășurile sau care pentru motivul pentru care a venit dumneavoastră, doar cu rugămintea să nu interviți unul peste celălalt și fără să ne jignim unul pe altul. Vrem să, această ședință, vrem să înțeleagă și cetățenii ce dezbatem aici și modul cum votăm fiecare. Vă mulțumesc mult de tot. Vă dau citirea primului proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi executate de beneficiari de ajutor social potrivit legii 116 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare pentru anul 2023. Vom proceda. Dau cuvântul inițiatorului proiectului, după care vă înscrieți la cuvânt și avizul comisiei. Avizul comisiei, ce ați spus. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dau cuvântul inițiatorului proiectului să-și prezinte. Bună ziua, stimați consilieri, bună ziua, stimați invitați. Așa cum în fiecare an, pentru beneficiarii de legea 416, care sunt beneficiarii
pentru ajutor social, care își fac activitatea la primăria Sascut pentru a beneficia de un cap de sănătate și de un venit acolo, un minim garantat. Este necesar să se întocmească un plan de lucrări pentru activitatea care fac ei în cadrul OAT-ului Sascut. Și pentru acest motiv este necesar să aprobăm o hotărâre de Consiliu Local anual în care sunt specificate lucrările și toate activitățile care le fac de fapt beneficiare de ajutor social. Înscrieți la cuvânt, vă rog. Cine dorește acum? Dacă nu este bine, să pun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Proiectul a fost adoptat cu majoritate de voturi. 15, da? Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei a la ARCR numărul 8 din 31.3.2023 pentru aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea contractului de arendare depuse la Consiliul Local Comunei Sascut, Bețul Bacău. Avizul comisiilor? Comisia numărul 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3? Favorabil. Înscriere la cuvânt? Eu. Domnul? Bine. Altcineva nu mai dorește? Domnul? A fost. Mai dorește cineva? Dintre invitați? Domnul, da. Luați cuvântul pe... Pășun. Da, pe Pășun. Pe urmă, pe urmă, pe Pășun. Dacă e posibil la contracte de arendă, vreau să spun eu. Unde scrie? Domnul Borțun. La contracte de arendă, domnul Borțun. Domnul președinte, și domnul Morțu. Ne-ați întrebat și invitații. Vreau și eu la contracte de arendă. Au, eu pus ea cuvântul. Foarte bine, dar nu... Mai vreți și cineva să zică cuvântul? Îți dau cuvântul domnului Iosif. Aș vrea să... Bună ziua. Și-a scuze, da, citiți-l și... Spuneți despre ce e vorba, ce vreți să citim. Am citit de hotărâri prin modificarea anexei. Dar atunci tot să facem ce am vizit de societate, ca să înțelegem ce vreți să citim. Haideți ca să explic eu. Au fost aplicate pentru cetățeni. Dar noi sunt... Nu aveți cunoștință. Nu au fost aplicate pentru cetățeni. Le-am văzut numai noi la... Păi, am întrebat doamna secretară, a spus că este publicat. La nu e o problemă, lăsați președinția domnului, președinția domnului și subiect. Și intrăm exact pe punct. Faptul că a fost aprobat un proiect în luna precedentă, în ianuarie, un proiect de hotărâre și au avut anumite discuții și foarte mulți fermieri au intrat într-o încurcătură. Cum aș putea găsi ei, toți moștenitorii unui defunct, să poată să semneze contractul de arendă. Faptul că în acea anexă care a fost prezentată în proiect... N-au intrat fermieri, i-ați băgat dumneavoastră. Vă rog, interveniți. Vă aveți cuvântul de dumneavoastră imediat. Acest a fost creat de dumneavoastră. Trebuia, nu avea treabă să intervină în contractele de arendă. Lăsați să prezinte întâi proiectul. Lăsați să începem cu început și apoi vă dau cuvântul și notați-vă ceva, ce întrebări vreau să adresați domnului viceprimar și trebuie să le adresați, niciun fel de problemă. Vă dau cuvântul, niciun fel de problemă. Deci, pentru registrarea contractului de arendă, era necesar să facem un regulament prin care să se înțeleagă procedura, ce poate să facă fermierul pentru a veni să-și ia adeverință pentru apă. Inițial, ca și fermier, dumneavoastră aveți nevoie de acea adeverință să vă duceți să digitizați la apă. Altfel, nici la stricipul la primărie, nici n-ați avea nevoie de Consiliul Local. Ei, pentru acest motiv, era nevoie de un regulament de înregistrarea documentelor care vin în cadrul atestului. Pentru a fi înregistrate și pentru a vă putea elibera eu care semnez pentru acea devenință ca dumneavoastră să mergeți la Abia, să vă duceți la serenul, să vă luați acea subvenție de care aveți nevoie. Fapt că nu a fost un regulament până acum și s-a lucrat după urechi, în fel zis. Noi am căutat soluții, am găsit un regulament, l-am prezentat și
după ce a fost prezentat în, în Consiliul Local și a fost votat, fermierii au spus, doamne, toate bune și frumoase, dar până când trebuie să găsim moștenitorii să-i aducem să semnăm contractul de arendă cu ei. Am înțeles doleanța dumneavoastră și am simplificat un pic lucrurile, venind în sprijinul noastră cu posibilitatea de a aduce unul din acei moștenitori să poată să semneze contractul de arendă cu dumneavoastră. Ori aduce acea persoană o declarație notarială prin care este împuternicit de către toți moștenitorii să se contracte de arendă, ori poate să dea o declarație pe propria răspundere și să asume prin propria răspundere care acceptul celorlalți moștenitori să semneze el contractul de arendă. Și atunci, noi am... Nu neapărat care acceptul, neapărat... Dau cuvântul după aia, vă rog frumos. Și atunci, rămâne prin introducerea acestei fraze, de fapt, în regulament, prin care dumneavoastră puteți să aduceți unul dintre moștenitori să veniți în fața Secretarului Comun, de fapt, faptul că noi în Comuna s-a spus nu avem un notar public, veniți în fața Secretarului Comun, dați aceea declarație că își asumă că el trebuie să semneze contractul de arendă și să poată să fie înregistrat la primăria s-a spus pentru a ridica acea subvenție. Pentru gratuit. Deci nu, nu, ca să nu se înțeleagă, nu trebuie să plătească nimeni nimic pentru acea. Și compartimentul din, din secretarul, din, din secretariatul primării va întocmi acea declarație proprie răspunde pe calculator. Ei au un model și îl întocmesc de față cu arendașul și cu arendatorul, îl scriu de, împreună și îl anexează la contract. Mai simplu de atât, nu cred. Documentele sunt aceleași care le depuneați până acum, o copie după titlul de proprietate, după actul de, sau după actul de vânzare-cumpărare, sau după contractul de, sau eu știu ce avea de partaj, sau depinde după caz. Buletinul, persoane care deține terenul și certificat fiscal, dacă e cazul, dacă nu, atât. Vine în fața secretarului, semnează dacă e cazul. Pentru ce certificat fiscal? Nu știu cine v-a rugat pe dumneavoastră. Vă rog, nu interveniți, v-a rugat la început să vă dau cuvântul la tine. V-ați băgat în ceva ceea ce nu vă interesează, în relația fermierilor. Vă rog frumos, nu mă interveniți. Vă dați seama că nimeni nu zicați foarte situația. Nu chiar nu dumneavoastră. Important civilizat pentru că este filmată ședința și nu vreau să știți ce se întâmplă. Am simplificat toată procedura. Vă rog, ca să puteți să obțineți acea subvenție, noi vă dăm adeverința pe care eu mi-o asum și răspund la rândul meu pentru orice reclamație care poate apărea. Nu, fermierul și asumă. Pentru că fermierul, în momentul în care declară aiurea, e pasibil de pedeapsă. Vă dau cuvântul ca să sunteți următorul ministru. Vă rog mult. Dacă fermierul nu ar avea nevoie de acea adeverință, n-ar mai venea primării. Atunci, ce simplu, mergeți la APIA, digitizați, că nu vă oprește nimeni și dacă vedeți că la APIA vă primește fără acea devință la primărie, n-am nimic împotrivă. Deci, păi atunci să nu mai vină oamenii să-și plătească datoriile la primărie, să-și plătească imediat vă dau cuvânt. Puteți să vă spuneți ce vreți dumneavoastră. Bine, deci, în principiu, a avut loc modificarea aceea anexe și trebuia să dăm o proiect de hotărâre prin modificarea anexe și simplificarea procedurii de înregistrare a contractului de arendă. Are cuvântul domnul consilier Iosif. Noi când facem contractele de arendă, toți băieții ăștia de aici sunt oameni care muncesc. Deci toți sunt călari pe tractoare. Dumneavoastră vreți să le îngrădiți dreptul de a munci.
El ce trebuie să facă? Să se ducă, să aducă de 10.000 de ori la poarta fermierului, la poarta proprietarului, să-l aducă la primărie, să-i semneze tot felul de hârtii. Dom'le, crezi că noi când ne ducem la poarta la unul sau la altul și îți dă semnătură, noi facem falsuri? Nu facem falsuri, când ne ducem la pușcărie. Omul ăla când s-a semnat contractul de arendă și asumă și el și eu. Dacă declar aiurea ce nu trebuie, mă duc la pușcărie. Eu? Eu mă duc, eu declar la APIA. Eu îmi asum. Eu semnez cererea de, la APIA. Te joci cu finanțe, cu fondurile europene? Nu te joci. Sunt nu te joci. La București, plecați. Vă rog, oamenii plecați din țară, nu din în alte zone. Cum să facem așa ceva? Dacă eu i-am dus contractul pe arendă, ni l-a semnat, omul așa și-a asumat. Și încă un lucru, de când e prostia asta? N-am mai văzut-o nici într-o comună. Îi pune puniți și de 1.000, de câte ori eu la primărie, să aduc tabel nominal cu fiecare. Dar unde vă este baza de date? Eu am făcut contract de arendă, 3 contracte de arendă, unul la fermier, unul la APIA și unul la primărie și le aveți acolo. Ce faceți? Borci cu ele să vă fie de bine. Dar nu ne puneți toată ziua când făcut tabel. Nici măcar nu-i treaba noastră. Nici nu-i treaba. Nu ai baza de date să vă fie de bine. Nu mai aduceți băieți niciunul. Nu mai aduceți niciunul tabele. Nu mai aduceți, nu ne dăm, îi dăm în judecată. Sunt angajați a primăriei care... Vă rog, nu mai dialogați. Vă rugăm este bine. Să completeze ca dumneavoastră băieții. Dumneavoastră, vedeți-vă din treaba dumneavoastră. Băieții vorbesc. Băieții, iar noi ne completăm în dumneavoastră. Eu vă dau cuvântul fiecare, dar putem să ne completăm în dumneavoastră. Marius, ne completăm în dumneavoastră. Oamenii înțeleg, toți știm ce vorbim. Dar nu este un mod normal să luăm cuvântul fiecare. Da, dar ne completăm. Să înțeleagă cineva cei prezenți. Încă ne înțelege. Așa suntem noi țărari. Haideți, domnul Morță, nu luați lucrurile la mișto, că noi nu suntem la mișto. Ați fost să vă dau cuvântul, vă dau cuvântul. Voi am fost luat la mișto cu hotărârea să ne cuvântăm. Da, da. Eu am cerut în calitate de președinte de să conduci această ședință de sărbătoare civilizată. Vă dau cuvântul fiecare. Suntem aici, stăm până la 12 noapte, dar haide să fim cinci. M-am dus la poarta proprietarului de teren, mi-a semnat și a asumat, am datele lui de stare civilă pe contractul de arendă și gata, s-a terminat. Am tablat parcelă și așa mai departe. Legea îți permite să te cumulezi, să te... Eu vă propun o chestiune, deci numai din discuțiile pe care am avut. Haideți să suspendăm proiectul de aici. Dezbatem cu fermier, care vine prezent, cu toleranțele fiecare, le punem pe cutie și este un regulament în interesul tuturor. Și al instituției, și al dumneavoastră. Sunteți de acord cu chestia asta? Dar de ce nu vreți să-l dezbatem? Dar ce nu vreți să-l dezbatem? Ce poate să-l dezbatem? Atunci, cum vă dați fermieri? Crezi mai bine a doua oară? Bun, singura rugăminte este. Stăm acum două ore. Fiecare vă propune. Hotărârea de data trecută, asta trebuie, domnule, să l-am de cum a fost. Asta este. Domnul Morțu, vă propun să aveți încă talpă de voi. Își notează fiecare ce spune și dezbatem acum și putem să stăm până la orice ori să plecați de aici mulțumiți. Eu asta îmi doresc. Rugămintea este, vă rog mai întâlnesc, rugămintea este să o facem civil. Da, stă domnul cu mâna sus, dați-i voie. Am spus cine să-ți vii la pământ. Am o ordine aici de care respect. Nu-i mai blocat, lăsați fiecare oameni. Domnul, apropo, nu-i scris înaintea dumnealui. Îi dau cuvântul domnului, atunci că nu mai este nimeni. Domnul, 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 cred că s-a creat o confuzie. Exact. Adeverința pentru APIA se eliberează conform ordinului 619 din 2015, nu are legătură cu contractul de arendă. Acolo sunt mai multe tipuri de legături pe care le putem avea cu persoana care e proprietarul sau persoana care administrează terenul. Alte forme care le completează pe toate. Acolo se ia în oglindă ceea ce declară, poate consilierii nu știau, poate s-au creat confuzii cu ce declarăm noi în registrul agricol. Deci contractul de arendă nu are legătură cu adeverința de la APIA. Decât că noi completăm și dăm o declarație în registrul agricol în ce fel stăpânim, în ce fel lucrăm terenul pe care îl administrăm.
contract de arend în proprietate, concesiune, alte forme, discuții verbale, hârtii care le facem. Sigur, toate au avantaje și dezavantaje, contractul de arendă vine cu niște, mă rog, în codul civil, în toate legile, oarecum suntem protejați și la cumpărare, și la vânzare, în fine. Celelalte forme nu au lucrurile astea în spate. Au dezavantaje, dar sunt unii proprietari care doresc să facă contracte arendă, altcineva facem o hârtie, o înțelegere și ne asumăm în registrul agricol, la alte forme. Este perfect. Noi ne asumăm prin hașurarea la apia. Dacă dânsul are ceva sau s-a răzgândit, declară și dânsul, se înrosește și atunci nici eu, nici dânsul nu mai primim, îi dăm în judecată, e treaba noastră. Așa, e o legătură între două persoane, două părți, ca orice contract. Probabil și primăria și toată lumea are situații de genul, că nu se mai înțelege, eu nu se mai înțeleg cele două părți. S-au înțeles că... În legătură cu situația asta, contractul de arend, este un mod, nu este singura primărie. Deci aceeași timp, cu aceleași date, mai sunt și la Tătărești, Parincea, în jurul Bacăului, începe să înflorească situația asta. Din păcate, eu nu zic că situația nu s-a rezolvat de 30 de ani. Știm situația, nu-ți plătesc impozite locale, din păcate, când toți cetățenii ar trebui să le plătească. Asta e situația. Nu-și asumă nimeni. Din păcate, pentru noi, ca agricultori, trebuie să avem un aparat administrativ destul de stufos ca să reușim să facem treaba asta. Nu mai zic să o aglomerăm și pe doamna secretar sau domnul secretar cu declarații, stăm la coadă, să stau... E destul de anevoios procedeul ăsta. Și deocamdată, cum spunea dumneavoastră, nu există notar, dar s-ar putea, în alte comuni, se cer de la notariat. Sunt cheltuieli în plus. La un moment dat, poate anul ăsta, la anul viitor, o să fie un notar din comuna Sascut și o să trebuiască să mergem la notar să cheltuim bani. Și cu alte arbi și în fine. Eu cred, din punctul meu de vedere, era destul modul de lucru care era și până acum, în care se aducea contractul de arendă. Dacă doriți să fie cineva, să-și asumi și aveți dumneavoastră pârghiile în care sunt ca beneficiu nu aveți decât să luați impozitul pe teren. Să facem o declarație, putem să facem un model de declarație în care spune că își asumă și va plăti impozitul, dar adeverința apia, cum scrie și în ordinul 690, n-are nicio legătură cu plata impozitului pe teren, așa a stabilit ministerul sau legiuitor, așa rămâne. Nu cred că și dumneavoastră mai departe să vă faceți, să mergeți pe părchile pe care le aveți ca să încasați, că bănuiesc că de acolo sunt probleme. În alte probleme nu cred că au generat contractele astea de arendă. Neînțelegeri între frați și surori vor fi, sunt și între soți și soții. Nu putem acum să stricăm o întreagă activitate, o întreagă, toată lumea e stresată pe, și așa, cu schimbările din nou PNS și probabil, nu știu dacă o veni și la Sascut, direcția agricolă, APIA, să le explice, de la anul trebuia să se lăsăm pe roagă, avem destul de probleme. Schimbările comisiei și toate partele normative care o să vină, avem foarte, foarte, foarte multe probleme. Nu mai era nevoie și de problema asta cu contractul de arendă. Chiar dacă nu sunteți singura primărie. Și ați, poate ați luat un exemplu de la alte primării sau în fine. Mulțumesc! Oamenii să vă precizească. Deci, eu sunt președinte de ședință. Nu sunt inițiatorul acestui regulament. Văd că sunt privit ca și cum eu sunt inițiatorul lui. Nu. Ăsta este un document cadru. Ăsta se poate modifica acum în sală de către noi toți. Deci, eu nu sunt inițiatorul proiectului. Vă uitați la mine ca și cum eu sunt vinovat. Nu să vă spune asta nemoțumesc. Sunt în mijloc, sunt în ședință. Domnul președinte, respectați ordinea în care au fost oamenii scris. De acord, asta îmi doresc și eu. Păi, dar respectați. Am fost la precizarea asta. Văd că sunt luat la țintă să uite domnul fiind. Nu. Adică la mine ca și cum eu am făcut regulă. Dacă și domnul Bartur. Și eu nu sunt eu. Nu ne-am inclus eu aici, suntem cu toți aici, găsim soluții împreună. Eu vă propun să notăm fiecare ce a spus domnul Bandelimon. Ce? Uitați, vă dau eu regulamentul ăsta. Uitați-vă puțin pe el și spuneți, domnule, la articolul, la litera B, nu sunt de acord cu chestia asta. O să punem aici
Consiliul Local, o dezbatem și ies în forma finală care să fie toată lumea mulțumită. Legală, în primul rând, și toată lumea mulțumită. Haideți, domn președinte, nu ați lăsat pe domnul Iosif să încheie, păi, nici nu ați respectat. Păi ați, am cerut acordul domnului, am fost la solicitare. Acolo nu ne-am dat cuvântul domnului Patrimon. Vă rog, domnul Iosu, eu vreau să spun, ori să rămână cum a fost înainte, ori dacă nu retragem proiectul. Dacă toți sunt atâția oameni de aici, să realizați-o. Haideți să stabilim aici, să vă facem credit. Au venit cu o propunere, dumneavoastră notați și mai departe. Nu așa, ce cedează. Mergeți mai departe cu discuții. Deci, domnul Borțun, nu să la solicitare de public. Să vă răspund aici. Atunci, domnul Borțun, da. Este următorul care s-a scris. Haideți ca să vedeți și două lucruri. Deci, este domnul Borțun. Un pic vreau să îi răspund domnului, că a spus dacă e să rămânem la... A fost adoptat un proiect anterior. Este o hotărâre anterioară, care noi acum dorim să o simplificăm. Dacă noi scoatem hotărârea astăzi, nu am o problemă. Nu trebuie să facem. Rămâne mai complicată situația, pentru că rămâne... Eu vă apreciez și vă stimez că ați obținut această funcție datorită decesului domnului Răuță. Aș vrea ca să nu furați tot modelul care l-a avut de a conduce această comunitate, nici dumneavoastră, nici domnul Popa. Puteați să întrebați fermierii, am văzut că și la cadastru care se face, nu prea invitați nici oamenii din comună ca să-și spună și să aibă posibilitatea să își aducă documente și să vă lămurească cu anumite lucruri care sunt și s-ar putea să rămână să judece prin instanță după. Să revenim la aceste contracte de arendă. Cred că când luați niște decizii pentru fermier, pentru zidar, pentru ceea ce luați dumneavoastră, cum se face și o proiect de hotărâre de lege pe la București, întâi se pune în discuție să aibă acces toți, să verifice, puteți și vă permiteți să faceți și câte o ședință, că văd că aveți un spațiu destul de generos aici. Așa. Îi întrebați, vă consultați, nu numai ca dacă e pentru interesul dumneavoastră, ca să reușiți să găsiți cumva să scoateți bani de la oameni pentru impozitul pe teren. Găsiți alte metode, aveți destui angajați la primărie și puteți să-i trimiteți la poarta oamenilor să vă recuperați banii pentru impozit. Ceea ce este în relația noastră cu fermierii și ce au oamenii în relația noastră, lăsați-ne cum am fost, că există o lege în care acest contract de arendă este făcut printr-o lege. Și dacă vă uitați și la APIA, spune că nu aveți voie dumneavoastră ca șef de unitate să blocați vreo adeverință sau să forțați să-și plătească cineva vreo taxă pentru a putea să-și depună documentele la APIA. Chiar vă rog și chiar o să vă aduc articolul prin care și APIA spune că OAT-urile nu au voie să blocheze fermierii, chiar dacă au datorii la finanțe, la primărie, să nu le se dea o adeverință pentru să o ducă acolo. Cred, dacă sunteți în asentimentul meu, să cerem și printr-o hârtie scrisă, dacă dumneavoastră nu luați de bună ceea ce am spus și să anulați acea hotărâre care ați inițiat-o data trecută. Atât am avut de spus. Dacă aveți ceva de spus dumneavoastră. Păi dacă aveți să adresați o întrebare? Păi, și ca o întrebare. Deci ceea ce am spus trebuie să ne leacă dânsul a fost inițiatorul, să ne dea un răspuns de ce a făcut această hotărâre, de ce a dat-o data trecută. Am avut diverse situații în care au venit
unii dintre moștenitori și au reclamat. De fapt, acolo e singura problemă. În restul, persoanele care au proprietate și sunt un singur bine, își fac contractul de rent, în altă pentru unul, doi oameni care dați avut dumneavoastră de a rezolva problema. Faptul că au venit diverse persoane și au reclamat. Au reclamat. Așa se rezolvă problemă, domnul Bezva, a liniștit. Domnul Borțor, v-am dat cuvântul cât ați dorit dumneavoastră. Respectați o regulă, este un regulament, este o lege, asta e, ne convine, nu ne convine. Vă dau cuvântul drept la replică ce doriți dumneavoastră, ascultați-l, după care vă dau cuvântul înapoi. Nu există și dialog, Mareșal. Nu există așa ce doriți. Nu există dialog, cine există. Își notează, citiți regulament. Citiți regulament. Că l-ați votat tot dumneavoastră, noi... Da, domnule, dar e prea importantă treaba asta. Da, domnule, am spus că așa de fiecare este o întrebare așa cu răspunsă. Pentru că așa vrea cineva, că s-a gândit el că e mai ușor și... Să pune o întrebare și primești răspuns. Dar mai mult pierde cu dumneavoastră timpul, blocându-ne să dialogăm, să facem ceea ce am venit aici. Nu vă stați niștit acolo pe scaunul dumneavoastră și lăsați-vă pe noi. Se conduce după lege. După regulament. Dar legea nu este făcută. Făcea ședința înainte mare și cu cetățenii. Păi da, a trebuit o întrebare, îi dau cuvântul să răspundă. După care îi dau cuvântul. După subiectul ăsta, tu vrei să vrei ceva de azi. Păi și momentul să găsim o soluție pentru oamenii ăștia. Și domnul să ne lasă, să ne desfășurăm. Păi să ne lasă, să ne desfășurăm, dar după civilizat. Vedeți aici, dacă n-ar tăcea... Dar nu-i civilizat, să vreți, bați minunit. Propun ceva. Dumneavoastră a spus așa, că pentru a soluționa problema care s-a ieșit, să stăm de vorbă cu cei care sunt implicați. Lăsați-i pe fiecare dintre ei să-și spună oful, ne notăm și după aceea reluăm ședința noi cu ce avem de făcut. Păi lăsați-i că mai intervine unul, mai intervine celălalt, care are o idee. Nu, faceți excepție de faptul că suntem în ședința de proiectos. Suntem numai la proiectos. Suntem într-o situație de analiză, analiza unui lucru prin care să hotărâm ceva. Cum putem avea un răspuns? Dar nu ascultăm. Păi nu, da. Vorbește unul celălalt. Aici văd majoritatea femeilor din comuna s-a spus. Sigur, eu pot rezolv problema asta. Eu sunt inițiatorul. Uitați cum... Haideți acolo să... Eu am înțeles care e problema. Deci voastră vreți ca acea declarație, dacă vreți, mă s-o aduceți, să o faceți cu omul acasă, să vă atașați dumneavoastră la... Îi dați un timp, răspunde, dar nu vorbim. Nu sunt grea cu situația asta. Faceți noastră declarația că semnați propria răspundere, omul semnează acasă propria răspundere, n-am nicio problemă să vii cu ea notarială, o anexăm acolo, în spatele contractului și așa sunt omul. Îi faceți un timp de la primărie, n-am nicio problemă. Nu așa am spus ieri. N-am nicio problemă. Poate să fie indiferent că fiecare știe datele lui, caracterul personal acolo să puneți. Nu se deci, poate așa, domnule. N-am nicio problemă cu asta. Pentru că acea nu declarație trebuie să o certifice doamna secretară în fața dumneavoastră, dacă vreți așa. Dacă așa vor. Dacă nu o să vă duceți, o să nu este nevoie de această declarație. Asta este, nu trebuie. Nu trebuie. Ați înțeles la aspectul. Deci, omul își asumă pe declarație propria răspundere, e semnătura lui, e nume, prenume, scrisul lui. Sunt teste grafologice care îi se fac și se poate testa dacă fermierul a adus o față și l-a atașat acolo. Ați înțeles? Notarială, da, nu notarială, domnule, o faceți acasă, spun, și o atașați acolo. Doamna secretară a vrut ca să vină în sprijinul dumneavoastră să vă ajute să o completeze dânsă la secretariat. Deci dânsa a vrut să vă ajute să o completeze dânsă acolo. N-am nicio problemă. Dumneavoastră, eu la regulament acolo, doamna secretară, o să semnalați acolo declarația să nu fie dată în fața secretarului comunului. Să fie adusă de către fermier, atașat de la secretarea de încercul de că intervenează. De ce trebuia acest regulament dacă el nu trebuie să existe? De ce trebuie? De ce trebuie? Au venit diverse persoane și au reclamat, domnule, dar de ce? Câte sunt acele persoane? Două, trei? Sunt aia două, trei. Rezolvați punctual cazul, de ce creați o
stare. Domnul, iei contractul de arendă, care e la mine, mă chem pe mine, băi, eu sunt voi, dar e o problemă comercială. Dacă contractul, cine ți-a dat semnătură? Dar dumneavoastră nu ați fi răspunzător pentru asta, asta e o treabă între ei, ca frați legal. Asta trebuie să o rezolvăm noi. Rezolvi, n-am văzut treabă dumneavoastră, nu niciodată cu ei. Numai asta e, nu asta e așa. Anulați aceea hotărâre și suntem e aceeași situație. Faptul că noastră nu mai dați declarația în fața notarului, oricum noastră vă asumați când aduceți ca și fel. Da? Nu e o problemă. Dar ca să existe această situație în care vin diverse persoane, spune-le, eu... De ce? Dar dumneavoastră nu sunteți notar. 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 Cu număr de registrare la primărie, câte sunt? Cred că sunt în jur de 3-4 persoane. 3-4? Câte? Câți locuitori are comuna? Câte zile? Câte mii are? Păi pe 3-4 sau pentru 100? Pentru 200 trebuie să suferi 4.000 sau 5.000? Dar nu suferiți cu nimic. Suferă cetățenii comunii. Și noi, oamenii care... Vă dați acasă declarația cu unul dintre ceilalți moștenitori, mă anexați în spate și asta e situația, nicio problemă. Deci eu pot acolo să modific, pentru că sunt inițiatorul proiectului, declarația să nu mai fie dată în fața centralului și comunei. Și o dați dumneavoastră acasă sau ce nici credeți noastră cum competează acolo. Dar nu se poate anul ăsta. Ce s-a înregistrat până acum rămân așa, ca să nu ne înțelegem greșit. Ce s-a înregistrat până acum rămân așa, deci nu modifică nimeni nimic, nu solicită nimeni să reactualizeze. De aici încolo, dacă trebuie să aduceți un contract, anexați în spate. Păi nu avem cum, domnul viceprimar. Noi trebuie să ne lăsăm treaba în câmp, să mergem la fiecare om acasă. Noi cerim anularea. Măcar lăsați-o de la urmă. Deci se anulează, cerim anularea proiectului. Dacă eu anulez proiectul de astăzi... Nu este de astăzi. Trebuie să vin cu altul, dar e același lucru. Tot e un regulament la un mod de înregistrare și documente. Nu exista până atunci un regulament. S-a lucrat așa, băi... Nu exista. Păi ce vrei mai mult de atât dacă omul dă copie după buletin, copie după din... Păi ce bază ne duci pe astea? Că ți-l cere funcționar, nu trebuie să știi eu. Atât. Dom'le, ăsta e stasul. Nu când se extrezește mâine, vine alt funcționar în primărie și nu știu ce mai vrea el. Dom'le, știi ceva? Este un regulament aprobat de bătălit Consiliul Local? Da, și facem regulamentul. Contract de asporat, contract de arendă, copie după buletin. Atât, dom'le, atât de credință. Fără niciun fel de act adițional. Mai asta e problema. Fără act adițional. Că el vrea sau alt primar, că vrea să mai depui nu știu ce hârtii că vrea el. S-au certificat. Până atunci nu este. Bun, noi putem să simplificăm și atunci când trecem așa și nu ce probleme trebuie să o punem ca hotărâre în vigoare și de la anul, din 2024, deci la ianuarie. Deci nu e problema asta. Fără așa ceva. Dar trebuie să existe un regulament de înregistrare a documentelor. Ce documente să știi ce să pui acolo? Că până acum asta a funcționat. Da, domnule, faci regulament că trebuie. Copie contractul, copie după titlu, copie după documentul și gata. Da. Eu aș propune, dacă toată lumea este de acord, să stabilim o întâlnire, că totuși prea nici n-am citit modelul de declarații, să vedem ce acte rămân în final, că aici sunt destul de... Știți cum e, în calitate de coproprietar, dar cum demonstrează că e coproprietar, mai ies și articolul din Codul Civil, un contract de arendă care nu s-a renoit, sau mă rog, n-a fost o corespondență între arendator și arendar, se prelungește cu aceeași perioadă, sunt niște chestii care trebuie să rămânite. Eu aș propune, dacă permiteți, sunteți și colegii mei de acord,
dacă se poate anula și după aia să ne întâlnim până în luna martie și să lucrăm împreună cu o comisie care o stabiliți dumneavoastră și venim cu propuneri ca să fiți și dumneavoastră mulțumiți și noi, să fie o chestie realizabilă și fezabilă în teren. Asta este situația, nu sunt toate clare și frumoase și păcate. Dacă vreți, eu pot să... Adică ca să fie toată lumea... Săptămâna asta, dacă vreți, chiar săptămâna viitoare, ne întâlnim mai și toți, facem o ședință, stabilim exact, reorientăm, vă pot să astăzi să ne tragem cu ordinea de zi, trebuie o perioadă de timp, nu mai pierd, nu mai nu știu, nici așa, mâini, cu mine, nu știu nici mai, nu cam la vechi, ăla de unul. Dacă vreți, eu pot astăzi să supun la vot modificarea regulamentului ca să vă simplific total înregistrarea, dacă mai aveți mâine, poi mâine, da? Să înregistrați cu acolo unde este cazul și sunt 7 moștenitori și trebuie să aduceți dumneavoastră o dovadă că ați semnat cu unul, ca să nu avem altă situație. Să dați declarația dumneavoastră cu el, unul dintre ei, acasă, pe unitatea noastră, să ne aduceți să punem și urmând, ca în timp de o săptămână, să reanalizăm tot și să vedem cu un nou proiect cu modificare. Ca să simplificăm lucrurile, că dacă mâine sunt înregistrat, ne blocăm de vechea hotărâre. Și nu pot să iau astăzi o decizie, că rămân blocat cu vechea hotărâre. Și atunci eu pot astăzi să simplific regulamentul, cum am vorbit, ca și doar acolo unde e cazul și sunt mai mulți moștenitori. Să simplificăm lucrurile și apoi să... Peste tot sunt moștenitori. Toate contractele sunt mulți moștenitori. 3, 4, 5, rar care sunt de 1, 2. Sau 1. Deci, haideți astăzi ca să vă simplific lucrurile, să votez hotărârea din Consiliul Local cu modificarea regulamentului simplificat. Cu anularea acelui paragraf de la cealaltă. Nu, eu zic că trebuie să... Cu anularea acelui paragraf de la cealaltă, da? No. Anularea hotărârii trecute. Se face prin altă hotărâre. Nu se face prin altă hotărâre. Nu pot să o fac astăzi. Nu vă blocați cu apă. Și noi timp de o săptămână ne găsim cu toții. Stabilim și astăzi ziua, dacă vreți. Și zicem, ori vineri, ori mai bine. Azi când vreau dumneavoastră, astăzi, când toți suntem majoritatea și vă anunțați mult mai repede, ne întâlnim aici în sala mare și citim regulamentul și spunem, domnule, asta nu sună bine. De ce nu sună bine? Din motivul ăsta. Anulăm sau o modelăm. Și atunci dăm o hotărâre și simplificăm lucrurile și cum vreți dumneavoastră, așa le facem. N-am nimic în motivul privința. N-am nici o hectare de pământ să-l muncesc. Nici nu-mi doresc, mociță dumneavoastră, că faceți lucrul ăsta bine și nimic împotrivă. Deci, haideți să, stimați colegi, haideți la punctul în care trebuia modificat astăzi, să scriem acolo cu doamna secretară. Cu o declarație pe propria răspundere că dă omul la el acasă. Pe procedură, noi ne complicăm enorm dacă votăm astăzi vreo modificare la HCL 8. Ne complicăm urât. Vă fac o propunere care ne scoate pe toți la liman. Retragem proiectul, într-o săptămână să vine cu proiect de anulare a HCL 8, între timp au loc discuții cu fermierii și venim cu o altă variantă de regulament pe care să o aprobăm. La valoarea fermierii rămân blocați dintr-o săptămână. Nu, o săptămână nu moare nimeni. O săptămână nu moare nimeni. Nu registrați o săptămână. Deci eu pot astăzi, dacă vreți, să-l scot definitiv, că tot pot dau hotărâre, să-l scot definitiv, să... Mai bine, să retragă proiectul de hotărâre sau să retrag doar paragraful de acolo? Paragraful de acolo. Bun, deci retrag doar paragraful, scotăm astăzi hotărârea și dacă vreți și mai vreți altceva să adăugăm, adăugăm. Dacă vă e bine cum rămâne hotărârea astăzi, rămâne așa.
Trebuie să analizăm exact cum a spus cu colegii. Bun. Tot regulamentul într-o ședință ulterioară. Corect. Și după aia, astăzi dumneavoastră că sunteți specialiști. Corect. Astăzi întâlniți dumneavoastră fermieri cu vreau să deci retragerea punctului B, cât era acolo? Pe 3 și de 3. Deci, exact conținutul hotărârii de modificare de trebuie. Că și poate zic ca și cum acea declarație să nu mai trebuia. Da, domnule, se actualizează și se retrage definitiv paragraful. Că asta este bun. Paragraful și se revine la HCL. Așa a zis domnul Bor, să retrage paragraful. Exact. Ce au făcut? Aici era singura nemulțumire a fermierilor. Trebuie cu aceleași documente de aducere. Aia de HLO e mai complicat. Deci exact cum ai zis, o retrage astăzi, vii cu modificare. Deci dacă retrag azi, fermierii rămân blocați. O săptămână, o săptămână, nu e problemă. Așa sunt. Pentru acea declarație, voi hotărârea de astăzi. Exact. Bai, pentru acea de hotărârea de astăzi este pentru acea declarație ca să fie făcută la secretar, nu la notar. Nu, doar cu un singur membru. Doar cu un singur membru. Deci modificat din hotărârea de urmă. Trebuie să nu e în hotărârea care este astăzi. Da. Face referire că această declarație nu mai este nevoie de ea. Păi este, rămâne din proiectul de hotărâre trecut, rămâne să-i aduci pe toate. Ce hotărâți acum? Modificați regulamentul asta, ziceți că era modificare, acum anulați în totalitate. Păi modificați celor două paragrafe, da, domnule? De 3 și de 3. Da, domnule, asta supune la vot, de trage acelor două puncte, da? Două paragrafe. Supunem la vot, acele declarații să nu mai existe. Dar asta constăm conținutul de ceea ce discutăm astăzi. Dacă atragem, retragem modificarea lui B3 și D3, revenim la HCR. Și ce mai rămâne de hotărârea de azi? Nu sunt documentul care trebuie să ne doamna secretară, ați notat acolo că acea declarație să nu mai existe? Ba da, da? Acum am vorbit cu domnul vice, hai. Domnul vice își face amendament, domnul da? Președinte supune la vot amendamentul. Atunci spune la vot amendamentul. Deci domnul Borțu, da, domnule, eu am înțeles eu. De acord, eu să le tragem pe cele două puncte, da? Nu am înțeles. Domnul, acele declarații, exact specificat declarația să nu mai existe, nu punctele de la acea hotărâre. Care dreptate, domnul Apostol, în ceea ce spune? Dumneavoastră ați făcut un proiect de hotărâre pentru niște declarații cum trebuie făcute. Ca și cum că nu mai este nevoie de ele. Faceți referire la acele puncte din hotărârea inițială că nu mai trebuie să ne depunem oameni. Facem amendament de atbala. Toți supunem la vot. Bun, doriți dumneavoastră. Toți supunem la vot. Bun, și cu asta mă. Propunem să declarați. Este acum înseamnă că deja am întărit hotărârea la declarație. Dacă votați acum. Eu zic așa, o hotărâre se anulează prin altă hotărâre. Corect. Clar. Nu putem noi să modificăm din mers niște articole care să rămână agățate în aer fără o hotărâre de Consiliu Spate. Corect. Haideți să retragem asta. Asta e soluția. Domnul Apostol, îmi cer scuze. Acest proiect de hotărâre de astăzi face referire la acea hotărâre. La acea adeverință, la acea declarație, pe proprie răspundere care trebuia să fie dată la notar. Și acum să vină să dea la doamna secretar. Să facă referire că nu mai este nevoie de acea declarație. E foarte simplu. Deci până acum e vorba de o declarație. Acea declarație dată, acasă. Nu trebuie scoasă din tot, domnule. Acasă din tot. Rămâne valabilul de februarie. Nu mai vorbim de Haideți să fim un pic mai concentrați. Pentru ce situație este nevoie de astfel de declarații? Dacă eu am un contract de vânzare-cumpărare, am certificat de moștenitor, am orice alt act de deținere a proprietății,
De ce să fac această declarație? Nu, e vorba de cei care sunt mai mulți moșteni. E singurul caz, că sunt titluri de proprietate în devălmășie, care nu sunt dezbătute moștenirile, ci să se evite ca unul din cei care sunt pe titlul de proprietate să le ia drepturile celorlalți din titlu. Da. Discutăm discuții. O completare. Pentru asta, dacă pentru o familie este un scandal pe moștenirii, va fi și fără. Așa este, aici ai problema, din acest motiv. Așa este, domnule. Bun, atunci supunem amendament. Faceți un amendament verbal. Spun, domnule, amendamentul este ca declarația să fie dată de celorlalți dintre moștenitori la iar nu în fața vizăcătarului și alte tuturor. Băi, Marius, deci noi vrem să scoate declarația. Să supunem la vot, să rog un vot. Deci supunem la vot amendamentul. Să caută, domnule, nu mai iau adică. Nu începe cu scriere la vot. Deci supunem la vot. Păi, vă blochează o săptămână de zile de asta. Deci cum e mai bine să facem? Ce am mai bine este ca să scoatem de acolo declarații. Cum ajutăm la morții după un paragraf? Hotărârea asta, în urma discuțiilor cu consilierul, ați hotărât, am fost și noi parte aici, se modifică în hotărâre, hotărârea asta o să aibă altă formă, nu? Da, deci același regulament. Față de cum a fost inițiat. Bun, existau și pe celelalte puncte de regulament probleme, sigur le-a acordat și pe acelea. Deci doar la aceste două puncte. Pe celelalte. Mai venim la o altă ședință. De 3 și de 3 ori mai poate de acum, dacă se anulează din vechiul regulament. Așa este. Din vechea hotărâre. Asta înseamnă. Deci B3 și D3 dispar. Dispar. Nu se modifică, nu se pune punea pedici. Să vin cu toate neamurile. Nu știu, nu știu. Dar 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 votul pentru. Amendamentul propus de domnul Iosif. Votul împotrivă? Se abține cineva? Atunci a fost adoptată hotărârea cu amendamentul. Dispare și declarații și tot. Dispar doar declarații la Betel și de... Corect, și toată lumea scrie în spune. Nu am problemă. Da, păi asta era singura nemulțumire din regulament. Fiecare fermier a primit acasă regulamentul, s-a uitat pe el. Și dacă existau și alte puncte nemulțumiri, se nu aduceau aici în discuții. Urmă s-a inflamat. Mai veni ceva, mai veni și la un prezent. De exemplu, noi mai avem un alt exemplu, un cazul meu, Joan Pedrau, la mine oameni care au adevărință de comunicare. Alea mai sunt. Nu mai sunt. Bună, la fădurile ceași. Dați-i probleme să vedem, ce scrie că domnul nu poți să facem. Ești obligat prin lege. Să muncești toate de la ala. N-ai voie să o dași liber în tala la lege. Dar omul prin oameni, nu se face, nu se face, nu se face, și vreau să fac contracte. Nu ai cum, n-ai păstrat de la lege. Nu se poate. Da, da, s-ar putea să finalizeze dacă are la de bază de martor, dacă are adeverința pe bază de martor, el s-ar putea să fie pus în posesie când se face analiza și s-ar putea să devină proprietar cu titlul de proprietate după. Deci nu putem să generalizăm că la toată lumea nu mai are drept. Aici, l-am contract de parte. Toată în aceeași formație care suntem aici, da. Să facem o discuție cu firma de cadastru și exact cum a spus noastră, da, discuție cu adevărința de comunicare, ce se întâmplă, pot să fac carte funciară, nu
pot face acte funciare. Vine săptămâna viitoare, spui o ședință. Săptămâna viitoare, exact la aceeași formație, eu vorbesc cu domnul Săvescu să vină, cred că, miercuri. Dacă sunteți miercuri, săptămâna viitoare, miercuri, în jurul orei 10 dimineață, ca să aibă timp să ajung de la Iași, ne vedem aici în sala mare și cu ocazia asta vă puneți la, la punct și informațiile de carte funciară și tot și ce vă puneți. Și dacă mai trebuie ceva modificat, și sănătate. Pentru domnul Săvescu, să-l anunțați pentru miercurea viitoare, săptămâna viitoare, miercuri, să vină la Sascut. Da. Facem o ședință cu toți fermierii care sunt aici, o să mai vină și alți fermieri. Da, pe problema cadastru, la ora 10. La ce oră ajunge dosarul de la? La 11, la 11. Da. Da, eu trebuie să anunț, trebuie să dați un telefon, eu trebuie să anunț pe fermieri că toți sunt aici până la 15, da? Deci proiectul a fost adoptat cu amendamentul domnului Borțu. Alo, eu sunt. Deci stabilită a fost întâlnit. Da, ca să o facem la ședința trecută. Da, am văzut și așa. Imediat și vă spun, nu facem. Cine a spus? Deci, nu mai e înțepat. La ședința trecută. Propunerea de regulament de amendat cu domnul Pantelimon. Puteți să cedeți copii după ea. Au, fiecare fermier o copii la casă. A, nu, 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 poate să fie una sau două persoane din cei care sunt aici. Au primit regulamentul. Eu am dat exemplul, dar fie exemplarul meu program. Trebuie să vă luați pe o proiectat cu băieți. Dar și dacă vă facem, vă dăm acolo. Bun. Trecem mai departe la proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 15 din 27.2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 699,19 hectare de teren Pășuni, situată în comuna Sascut, parte din domeniul privat al comunei Sascut de sub Bacău. Avizul comisiilor? Favorabil. Despre ce-i vorba în această hotărâre? Poate ați văzut doar titlul. Nu se dă nicio pășune, da? Deci nu se dă nicio pășune conform sumei care este afișată aici. Așa a fost numele hotărârii trecut în 2019, când s-a împărțit pășunea, toți care au primit pășuni știu ei. Numai că era necesar, pentru că eu nu mai sunt membru în comisie și domnul Bărgău nu mai este membru în comisie ca și consilier local, trebuia să aprobăm o nouă comisie, deci trebuie să schimbăm doi membri din comisie, pentru cazurile în care trebuiesc actualizate contracte, pentru cazurile în care trebuie să meargă comisia să verifice efectivul de animale, pentru cazul în care sunt suprafețe de pășuni la care anumiți fermieri renunță și să le putem atribui altor fermieri care au făcut solicitare, în funcție de efectivul de animale și toate documentații care trebuie să depuse pentru solicitarea pășunii. Și atunci aveam de modificat doar la comisie și la documentele și data de când poate să, să funcționeze în continuare comisia. Deci nu să ia pășunea celor care au primit-o deja și au contract valabil pe 10 ani, nici nu li se dă această suprafață de pășune, este doar vorba despre titlu care a fost în hotărârea respectivă. Și fapt pentru că aici, dacă sunteți atenți, se spune pentru modificarea hotărârii de Consiliu Local numărul 15 din 27.2.2019, care avea ca titlu privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 699.000. Nu a fost prin atribuire directă, a fost prin licitație. În prima fază a fost prin licitație. Deci nu toate s-a atribuit prin licitație. S-a atribuit prin contract după. Prin licitație. Nu prin atribuire directă. Fiecare a venit, au depus documente prin licitație. Asta era și problema. Atribuirea directă, eu nu vreau să înțeleg. Ce atribuire directă? Deci, domnul, stați liniștit.
Deci de asta vă puteți să numeați să vă... M-a rugat și domnul de rând. Și iată cu era de scriu la cuvânt, domnul. Eu vă dau cuvântul. Chiar nu puteți să... Ce înseamnă? Ia tot îmi explici, doamnă. Ce atribuire directă? Nu. Ce înseamnă? Licitații prin atribuire directă. Nu licitații. Licitații prin atribuire directă. Vine chirirea, domnul. Vine chirirea. Păi eu ce zic? Domnul cap din atribuire. Asta e să vă facă să vă deci licitații prin atribuire directe. Nu este licitație. Așa scrie acolo, licitație. Mă repet, da? Privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeții de 691 de hectare din zonă. Nu-i niciun parcurs. Se închiriază cu atribuire directă, adică ți-o închiriez, să ia eu, ți-o dau direcție. Nu? Eu asta înțeleg, nu? Da, nu, dar... Nu? Da, nu, ai zis. Până să facem amenajamentul pastoral, a fost licitație ca să putem să o dăm, să putem să o dăm pe milioane. După ce s-a făcut amenajamentul pastoral și a fost aprobat amenajamentul pastoral, s-a ținut cont de persoanele care au primit prin licitații, că de fapt erau aceleași persoane și erau mulțumiți și încadrați cu persoanele care au primit-o conform etichetelor de animale și s-au modificat contractele ca și cum ar fost prin atribuire directă. Înțelegeți? Care a fost... Este o terenie de genul ăsta. În 2019, dar asta modificăm noi acum, componența comisiei, care a fost și a funcționat atunci, fapt că doi membri din acea comisie nu mai sunt în comisie și ca să putem să funcționăm de aici acolo, trebuie să fac propunere pentru doi membri. Și eu să vă fac și... Subiectul... Acesta este hotărâri de astăzi. Nu că se dă altă pășuni sau că există altă, eu știu, schimbare de destinații sau alte idei cum s-au... Cum s-ar înțelege, de fapt, din acest tip. Dacă dumneavoastră ați atribuit această pășune prin licitație... Nu prin licitație, a fost... Domnul, prin licitație, nu ne prostiți că credeți că sunteți la grădiniță. Prin licitație s-a atribuit, dacă dumneavoastră după ați mai făcut o hotărâre prin care... Nu, în 2017 da. S-a atribuit prin licitație, dar v-ați aminte. Și în 2019 ce ați dat-o prin atribuire directă? Prin hotărâre postulocat, prin atribuire directă, de aceeași suprafață, pentru că așa a fost. Putem prin licitație. Pentru că a venit... amenajamentul pastoral. Și apoi s-a luat... trebuia prin atribuire directă, că așa am primit ordine de trebuie să fie. Și ați modificat contractele? Toate suprafețele de pășuni. Ați modificat contractele, domnul primar? Toate contractele... Ați modificat contractele? Au fost contracte noi, făcute prin hotărâre de Consiliul Local, de atribuire directă. Toate contractele au trecut prin această hotărâre, în 2019. O găsiți în hotărâre, dacă vă dați. Dar au respectat licitații. Toate mai. Ori dacă nu au respectat. Nu duceți oamenii. A fost în 2017 licitații. 2017 licitații. Și ați făcut niște contracte atunci. Bun. Au fost valabile doar un an de zi sau doi ani de zi. Că ele se fac pe 9 ani de zi. Nu, zic, numai moșia lui Ilie să dă cu atribuire directă. Lăsați-și datori, de la ședința ordinară de luna trecută, să-mi aduceți la toți tabel cu pășunile, cine vi-a aduceți aminte, și mai trebuia să mai aduceți un tabel cu rezervele. Am acolo tot tabelul cu pășunile. Noastră România, noastră. Am dat tot tabelul cu pășunile. Am dat un contract. Am și eu. Propuneri pentru...
Propunere pentru Mazilul Ghe Gheorghei, 30 de hectare. Mazilul Ve Gheorghei, 23 de hectare. Crucianul Ionuț, 12 hectare. Cărmidarul Ion, 10 și 2,8. Are într-o tarla 10 și într-o altă tarla 2,86. Da? Înțelegi? Unde nu înțelegeți, îmi spuneți. Fafaranii cu șor, 2 hectare. Barbu Lucian, 10 hectare. Gheorghe Maria, 3 hectare. Gheorghe Maria. Gheorghe, scuze. Baboschi Ioși, 2,62 hectare. Chiriac Marian, 5 hectare într-o trupă și 5 hectare într-o trupă, deci total 10. Costea Ion, 20 de hectare. Băzgan Gheorghe, 0,71 într-un trup, 3,29 altul. Neagu Nicolae, 19,17, Ene Petru, 5 hectare, Ferenc G. Adrian, 35,62, Gălățeanu Matei Ionel, 9,11, Iosu Costel, 24,98 într-un trup și 14,80 într-un altul. Iosu Nicoleta Camelia, 9,37 într-un trup, 5 într-un altul și 10 într-un alt. Corbană Nicolae, 34 de hectare, Panaite Tudor, 20 într-un trup, 19 într-un trup și 12,12 într-un alt. PFA Pantelimon Vlad Constantin, 9,28 într-un trup, 34,5 și 6,57. Copa Costică, 10 hectare, Blaga Gheorghe, 3 hectare, Bangău Costache, 3,96, Ciubotarul Ștefan, 20, Aniței Ioan, 14,72, 1,86, Aniței Mihai, 8,888, Ciubotarul Iosif, 25, Caiton Răzvan, 21,07, Iosub Doru, 2,78, Munteanu Silviu Ionuț, 6,79 într-un trup, 16,46 în altul, Vlaicu Costică 5,71 și Vlaicu Dana 4,30. Astea sunt toate. Cum numai astea? Astea sunt. Deci, da, la Berești? Dar n-ați recepționat Corbană Nicolae, am spus. Alo! Domnul Iosif. Cum? Duce tu la spate? La Poprelan. La Poprelan, în partea aia unde a fost grădina, la Berești. Eu am citit tot și... Bă, s-a auzit vreunul? Corbanul Nicolae nu e acolo, în spate? Iosu, care e Corbanul? Cum mă vezi aici? La ieșirii din Berești. La ieșirii din Berești. La ieșirii din Berești. La ieșirii din Berești. Corect, dar e dreptat. La ieșirii din Berești. Dacă ai ieșit și să aveți un drag, eu am și lista mea, asta e lista făcută de... Citeți imediat, de la Berești. Corbană Nicolae are 34 ani zis, Beriș 62,36, Ii Răluțe Elena, Cotul Baciului 19,59, Grădină Berești 45. Domn, cine are 19,9 la Cotul Baciului? Eurogarden. Spuneți mai tare să auzim. Deci, am zis 62,36, Ii Răluțe Elena, da? Da. Eurogarden 19,59 45,14 Eurogarden Periș la Cariton, Ii Cariton Răzvan 12,93 și 8,14 Luncă Munteanu Silviu Ionuț 6,79 16,47 Corbană Vasile și Corbană Paraschiva 5 hectare, 2, 1 și 3 altul, dar astea sunt în rezervă, singurile care sunt în rezervă. Lactosasul, 13,1 în Periș, 7,97 în alte locații. Cimitir Bereș, 2,03, 7,97 ale mele. La lungă, 20 de hectare, Costea Ion. La lungă, 24,94, Iosu Costel. Asta e tot Berești.
Da. Acum aveți ce te gândești? Da. Nu-i vina mea. Cei ce le-am făcut. Eu le-am făcut separat. Da. Am două întrebări. Vă rog. Păi Valea Neagră, o piscină. Cât sunt? Câte persoane au intrat? Eu știu și eu. Valea Neagră. Deci avem o întrebare, că nu am zis prima de... Da, câte domnul Vici? Domnul Popa, dar eu răspuns, domnul Vici. N-am înțeles. Pe Valea Neagră. La Valea Neagră. Câte persoane sunt care au izlat? Da, eu am 230 animale și nu am o palmă de izlat. Imediat. Deci m-au amânat de pe ampa. Am 4 ani, de la 5 ani. Eu mă chinui cum pot. Dacă nu vă jur că am 3 zile viaduc în fața primării, ce se întâmplă, Valea ce poate fac moace la pușcării niciodată. Domnul meu, ascultați? Valea Neagrului, Băzgan Gheorghe, are 0,71. Are partea cu... Dealul Crucii, e tot la Valea Neagrului, e nipetrică, 5 hectare. Dealul Crucii... Dealul Curții. Conțești, deci nu-i Valea Neagrului. Valea Neagrului 35,62, Ferenc G. Adrian. Atât? O secundă, mai mă uit. Așa. Valea Neagrului 14,80, Iosu Costel. Da. Valea Neagrului 9,37, Iosu Nicoleta Camelia. Valea Neagrului 20, Panaite Tudor. Valea Neagrului 20, Ciubotaru Ștefan. Antonio, nu? Da. Valea Neagrului 25, Botarul Iosif. Și atât. Astea sunt toate pe Valea Neagrului. Da, v-am întâlnit, domnul Vici. Păi și cum putem să facem și nouă diminuare de izlat sau ceva, să nu se dea și nu e izlat? Au 230 animale. Ui, ovini. Ați făcut o cerere? Păi vreau să văd și eu. Să se numere animale la fiecare persoană în parte. Și să vedem câte animale au și câte izlați trebuie să le dea la fiecare. Păi Ciubotaru Florin, sau cum îi spune, au avut 200 și când s-au înregistrat sau când s-au făcut contractul și mai are 100 și ceva. Da, păi și cum vine asta? Domnul și eu n-am o palmă de izlat. Domnul meu, asta este rolul comisiei care se ființează azi. Deci se va renumăra animalele și ce rămâne supus, faceți ce reveniți. Domnule, păi am cer depus la domnul primar pentru aprobare de izlat și mi-a spus ce spun eu. Am cer depus la domnul primar. Am cer înregistrat, nu mi-am mai departe. Nu stă nimeni. Ți-a duc în față, dar nu spune pot o treabă. Păi n-am ce să mai fac. Eu din asta trăiesc. Eu sunt cioban de la 14 ani, am dormit în cojoc în calță. E pentru subvenții, ca să nu mai dăm numit. Domnul, mai aveți ceva de rugat? Sunteți mulțumit de răspuns? Mai doriți cineva să ia cuvântul aici? Până la propunere. Eu. Am făcut și eu 90 de zile aproape o cerere către domnul primar, dacă doriți, domnul primar, dacă doriți, vă dau la fiecare, pentru că n-am primit nici în ziua de astăzi un răspuns. Vă dau domnul Chiriac sau cine doriți din partea PMR, dacă doriți și dumneavoastră, și dumneavoastră. V-am rugat să îmi spuneți și mie cum deține grup Șerban pășunii în satul Bereș și cum pășunează grup Șerban, în ce fel mi s-a dat amendă acum două luni de zile, când toată lumea pășunează, sunt poze făcute, stau vacile, n-au stat o secundă în graj sau în adăposturi ce au dânsi, dar numai eu am fost cel amendat. Și n-am, nici până în ziua de astăzi nu mi s-a dat un răspuns. Păi, de astăzi sau cum pășunează grup Șerban în Berești? Că văd că dânsul are cel mai mult pășuni în Berești. Îți doriți un răspuns de la da. Domnul primar? Sau da, putea să mi-o dea domnul primar și până acum, că sigur a avut cererea în față. Să vede că e cu număr de registrare, cu tot. Domnul... Mai aveți altă întrebare sau vreți să vă arăt? Uitați... Vin la mine. Uitați în original. Număr de registrare. Adică cu număr de registrare, cu tot. Păi ați luat original. Aparatul primar nu l-a înștiințat, deci nu i-a arătat, uitați. Deci știți că prin chestie cu cererea asta pot să merg și la Consiliul Discriminării, pentru că mă consider discriminat în 3 luni de zile când n-am primit niciun răspuns. Dar la data mens văd că imediat percutează băieță și mă arde. Probabil e și politic un pic. Da, asta e treaba.
Că nu e și problema ta care o ai, că tu ții într-o parte islazul și îndrătii îi declarat în altă parte. De ce nu ți-l dă exact acolo unde l-ai? Da, deci... Și asta este o problemă, nu? Dacă islazul el îl deține de câțiva... Hai, stai acolo, liniște. Se rezolvă, puteți să rezolvați, da, din câte înțelețe luați și bucățele, încercați-le rezolvați. Da, și am o cracă. Aici vreți cu... Eu adresat o întrebare, nu mai intervine că nu ești un moțul de pe... Tot ce scrie, frumos, că este făcută de la avocat. Atunci, vreți să dau un răspuns, să vă facem un răspuns scris. Dar aici, la un discurs voastră, grup Șerban, grup Șerban, o firmă, grup Șerban, nu deține pășunii. Doar că grup Șerban a cumpărat firma Eurorin, în care avea pășune acolo concesionată și este a lui. El a cumpărat-o, are efectivul de animale, comuna s-a scut, înregistrat tot. Asta e motivul pentru care l-am fost acolo că pășunează. Păi da, la vechiul contract. Ce nume e pe contract? Ce nume este pe contract de închiriere a pășunii? Pe contractul lui, nu știu, verificăm. Păi chiar să vedeți contractul lui, domnule, e contractul. Eu am doar contractele vechi, eu nu am contractul. Nu are. De-aia nici nu am închiriat. Uite ce spune. Gardă, da, 50, nu ți la 50. Da, domnule, a cumpărat firma. E aceeași firma, ce, numai că iau puțin salarii administrativ. Așa, că după ce fac cum face și aduce, face în locul lui. Rămân la locul lor, nea. Îi spate la lucrurile, nu vă faceți probleme. Da, dar parcă ieri ziceați că le mutați, că aveți... Nu le mută nimeni, ai înțeles cu greșit. Deci toată... Gheorghe, să-i limit. Vă rog frumos, că eram de față, că n-am... Ce am spus eu? Așa am înțeles și eu ieri. Nu, am zis doar că vacile satului Perei vor fi păscute gratis într-un amenajament făcut de Credon Șerban. S-a oferit că acele 10 hectare care le are Lactul Sasu le va întreține singur fără să le ia cetățeanului din satul Bereș niciun leu. Până aici e corect. Și vor avea doar... Atât. Nu sunteți mulțumiți, nenea? Nu. Tot acolo unde ați avut, deci nu vă mută nimeni. Tot acolo. Vă face un gard, vă înșelânțează. Adică și grup Șerban administrează el cele 5 și... Nu, ca să zic că domnul Șerban să... Eurorin gard. Spui grup Șerban, sunt animalele acelea, pășunea o administrează grup Șerban sau Șerban, Eurorin gard. Da, și ia subvenția dânsul, da? Ia subvenția, e normal. Și de ce, dacă eu de 5 ani de zile am grijă de vacile satului, de ce nu mi-ați propus mie chestia asta, că știți foarte bine. Dacă sunteți de acord, puteți să o faceți dumneavoastră tot gratuit, n-am nimic. Păi da, îmi dați și cele 15 hectare, le dați mie și fără nicio problemă. Deci eu, dacă am dată pentru cetățenii satului Berești, da, am obținut o gratuitate. Dumitare, anul trecut ai luat 50 de lei de bac. Da. Da? Ei, da. Eu cred că am făcut un lucru bun pentru satul Berești. Da. Așa cred eu. Încercați să faceți ca la Schinien lucru bun. Adică? A stat cine a stat două luni de zile cu animalele celor de la Schinien și pe urmă nu s-a mai dus nimeni și au vândut oamenii toți vacile. Asta încercați și la Berești. Nu cred. Eu cred că asta este intenția. Nu cred chestia. Să înțeleg că domnul Șerban o să împăzați vacile gratuite. Da. Dacă vreți să luați cuvântul, după ce de venit domnul Olar, vă dau cuvântul. Domnul Olar, aveți cuvântul. Eu am făcut mențiune și la ședința de luna trecută că pășunea de la Sascut este un buboi cop care încă n-a exploatat. Vă informez și mă bucur că au venit mare parte din fermiere din Sascut. Vă informez că primăria nu este stăpână pe suprafața de pășune totală validată, nu stăpânește suprafața care a fost validată,
în diferite puncte limitrofe cu terenul arabil și limitrofe cu fundurile de grădini, ca să spun așa, au dispărut câte un pic, câte un pic, o mare suprafață de pășuni. Pășunea este proprietate, este proprietate de stat, a primăriei. O simplă sesizare făcută la OCPCI și un aparat de măsurat în două zile face ordine. Am spus-o și data trecută și vă spun și acum, că măsurați-vă pășune. Toți cei care ați primit pășune de la primărie, puneți mâna pe compas, puneți mâna pe ruletă și măsurați-vă pășunea și vedeți ce suprafețe ați primit. Rămân surprins la densitatea fermierilor citată de domnul viceprimar Popa, câți fermieri au animale și câte animale sunt, adică ce încărcătură de animale pe unitatea de pășune, mă miră și asta ar putea doamna secretară să n-aibă somn, să n-aibă somn, dacă animalele care, pentru care au fost împărțite pe această pășune sunt declarate la Registrul Agricol. Înțeleg că este un dute vino între fermieri, între efectivele și de ovine și de bovine. Mă bucur că a dispărut acea asociație fantomă care a funcționat până prin anii 2019-2018, care ciugulea îngrășământul și îl dădea numai într-un anumit punct. Așa a fost, până în 2019. E simplu. Lactosazul e simplu. Ei, da, da, sau ai și interesul retras. Da? Trebuie să facem alegeri din nou. Ia să deci, ar fi cazul să puneți mâna și să faceți alegeri ca lumea, să alegeți oameni competenți, oameni în cunoștință de cauză. Rămân surprins, să știți, urât surprins. Oameni care n-au nimic comun cu creșterea animalelor, au pășuni. Oameni străini care în viața vieților n-au avut oaie și n-au avut vacă, aud de suprafețe de pășune. În detrimentul oamenilor. Au dispărut cirezile. Păi ți era mai mare dracu să intri în Pâncești când cireada a intrat în satul Pâncești, îți trebuia o oră să depășești cireada de la Pâncești, au dispărut cireada. A dus dispărut și prima dată cireada de la Sascusat. Deci, asta în detrimentul, eu nu am nimic cu nimeni, n-am treabă cu niciun fermier, nu urmăresc niciun scop, nicio funcție, dar răspund pe aia cinstită și pe aia dreaptă. Adică pășunea a fost dată pentru animale, oamenilor, nu pentru proprietarii de animale care au venit, care încotro pe lângă cei care erau mai vechi și auzi acum pe 7 hectare 250 de oi. Pe 11 hectare, 500 de oi. Păi frate, dragă, unde ați mai auzit așa ceva, omule? Păi ați făcut pășunea aeroport. Nu numai este iarbă, nu mai este nimica. Ați transformat culturile oamenilor, culturile fermierilor și viile oamenilor, le-ați transformat în pășune. Păi nu e voie de așa ceva. Și încerca un fermier să spună că de la o anumită dată din octombrie, și până la o anumită dată, până în mai, aprilie, mai, da, n-ai ce căuta cu animalele pe pășunea primăriei, domnule. Când se face ordine în sascutul ăsta? Când se face? Păi ieși în mai, când toată iarna oile și... Ai vacile, nu, dar oile au sar și caprile pe pășune și tu ieși în mai ca să... cu oile fătate, cu caprile fătate, nici un strop de iarnă. Nu e posibil așa ceva, dar este un regulament. Pământul ăsta cere și el niște drepturi, trebuie lăsat în liniște, să-și revină, să-și facă. Ne suim călare, care pisticare cu animale, mă uită la, a, nu ia acasă, a plecat la Bacău, unde are pășune lângă mine, bagă oile mele pe pășunea lui, când vine el și el face invers și tot. Tot așa ne furăm căciul la unul la altul, se poate așa. Da, mulțumesc, domnul Ionel a spus că vreau să vă spun. Da, s-a răspuns în parte la solicitarea, avea prin citirea listei persoanelor fizice și persoanelor juridice și a suprafețelor deținute de
chiriaș cu privire la pășune. În schimb, constat o oarecare lipsă de transparență și o oarecare listă de informare a cetățenilor. Nu mai spun că nici eu, în calitate de consilier local, deși am cerut cu 4 ore înainte de ședința astăzi să mi se pună la dispoziție această listă și respectiv suprafețele deținute de persoane juridice, respectiv fizice, nu am primit nimic. Cred că se ascund anumite interese și anumite persoane sunt favorizate, iar alții ba din buze sau ba din palme. Nu știu, deci aș aprecia din partea noi conduceri ca să afișeze pe site-ul primăriei lista actualizată pe măsură ce sunt schimbări ale suprafețelor ocupate pe raza comunei Sascut. Vă mulțumesc. Atunci propun grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru completarea comisiei. Sunt eu propunere, pentru funcția de președinte de comisie, faptul că trebuie să fim implicat foarte des în activitate domnul Popa Costică, care este și consilier patru puse de viceprimar, și pentru membru în comisie cu funcție de consilier local, domnul Chiriac Marian. Dați-mi voi. Găseam propuneri? Da, cred că în cazul domnului Popa ar fi un posibil conflict de interese, pentru că dânsul deține deja o suprafață de pășuri. Da, Marian. Eu consider că ar fi un conflict de interese dacă își mai vrea să mai ia pășuri. Nu există. Poate fac o anumită ducă către... Eu înțeleg că este conflict de interese. Da, dar... Pentru că vă faceți temele înainte. Comisia ia decizii. Nu știa. Încercați, domnule, ce încercați? Și zice domnul Borsun că n-am văzut niciun mie după astea, domnule. Da, Și acum l-am pus președinte ca să iau un mer. Atunci vă rog să mai facem ce am mai pus așa cu păi am eu singurul care are conflict de interese e domnul viceprimar. Și nici eu. Da, și șeful la Comisia Locală de Fond Ficea. Acum e o situație, domnul Popa, pentru că dumneavoastră lucrați cu mine în primărie, în aparatul Ficea. Eu îi pot înțelegea la minutul 1, nu-i minutul 1. Cer, dau, îi renunț la pășunii și gata, am terminat treaba. Doar ca să fieți la butoane. Nu e vorba să fie. E vorba de atribuția mea de serviciu. E atribuția vicii privată. Eu pot să le dau. Hai să-l propunem cu domnul de la mă. Da. Gheții, Gheții, n-are. Deci, domnul Popa își înstrăinează pășunea, da? Nu, stai să ascultăm un pic. Dacă așa trebuie, după lege, cum spune domnul Costu, este atribuțiunea domnului... Nu are atribuțiunea, fișa pășunea. Dânsuși. Asumă aici de față cu toată lumea și o pune în executare. Vino, voi treaba. Din momentul în care au votat, dumneavoastră în conflict de interes. Omul nu știu până... Nu contează în momentul că împăchet... Ce fel de viceprimar în certa Nu, domnul președinte, nu trebuie să privim problema asta așa... Este în atribuțiunea dumneavoastră. Este foarte corect. Dânsul și asumă. Pe mâine își stăinează pășunea că altfel e în conflict. Și asumă. Bravo. Votăm mâine. Deci eu nu pot vota. Nu poate vota. Facem ședința următoare și eu îmi dau toate... Suspendăm, adică... Mi se pare corect, atâta timp cât are în fișa postului, trebuie să-ți facă treaba. Astăzi? Faceți ce, domnul Popa.
face cererea contractului și eu mă aprob. Mai sunt și alte propuneri? Vă rog, eu aș fi propus ca să facă parte domnul viceprimar și domnul Ilie Gheorghiță. Doar în alte situații, când a fost pe funcția de viceprimar, aveam un atribuție și atunci nu eram la mine într-un alt conflict, acum că trebuie să aprob. Deci toate contractele se desemneze. Și atunci iar e o problemă. Deci n-am nimic în privința asta. De-aia, faptul că iar eu te faci cererea acum, își ia aprob cererea și să-și facă treaba cum fără. Și se reziliază și contractul cu izvazul? Deci asta face. Renunță la contract. Și vin din oi. Corect. Ne dăm din oi, nu le-ai cumpărat. Păi să stea direct în cererea cu donat, nu cu vânzare. Deci, domnul, nu vă spune, am dat timpul și-am asumat funcția respectivă. Mi se pare corect la un moment. Dați-i și domnul Chilea pe cerere. Pentru că asta apărea Napoli de unul ăla a vrut să rămână vicele care are în atribuțiuni lucrul ăsta și cu consilier Ilie. Deci, pentru noi, săptămâna viitoare, că e de ziua noastră, bărbați. Mă aduci pară după aia, așa, dacă tu ești aici. La ora 10, sau la 10? Joi, 9 martie, la ora 10. Cum faci? Pe lucem înapoi. A mea! Alu ăla, alu ăla, alu ăla. Oi le matai? A mea! Alu ăla e ca de alu ăla. Nu am treabă eu. Din acest motiv avem poliție locală, face sesizare. Și o să nu învățăm exact cum s-a luat și cu domnul Iosu, când a pășcat în afara perioadei de pășcat, ceea ce spunea domnul inginer Olar aici. De-aia trebuie să avem grijă de pășuni. Poliția nu am vrea cu pășurile atunci, eu am treabă cu lucerna mea. Aia e problemă, lucerna mea. Nu mai problemă, este lucerna. Dumneavoastră, veniți, faceți solicitare, vine poliția locală, identifică paguba, vă despăgubește persoana care v-a păgubit. Eu nu pot să fiu fasnic la fiecare bucată. Corect, că atunci, dar avem poliția locală, care ești făcătoria. Face sesizarea acestea și nu numai cu Lucerna, sunt și culturi distruse. Cu grâul, dar am venit descoperit. Sunt, cred că, peste 6 cazuri la Concești în care au plătit descoperit. Unul este, dar nu mai are rost să dau, la noastră acolo, a plătit și via omului. A plătit și via omului. Poate, i-a cumpărat cu totul, nu a să se mișcă. Mai este cineva care vrea să scrie la pământul în sală? Vă rog! Până finalizează domnul Grâncu. Cu domnul Grâncu Șarban, cu cartate de Iosuf Cato. Vă rog, miște! Noi suntem de acord cu fațele satului și dați lazul la Grâncu Șarban. Facem din nou ședință cu toți membrii asociați, alegem un nou președinte pe care vreți dumneavoastră, dacă vreți pe Iosul, alegeți pe Iosul, dacă vreți pe restul sau oricare altul. Oricare. Nu are importanță pe cine vreți noastră, toți îl alegeți și el să vă ocupa de pășunea care aparține, dar nu numai la Berești.
Deci m-a ocupat de pășunea pe care o are lactosasul în atribuire în toată comuna s-a scut. Că mai sunt anumite suprafeții și în alte zone. Dar putea să renunțe și la alte, că nu mai sunt vacile oamenilor în celelalte. Ne ține degeaba și puteți să o dați fermierilor. Din acest motiv vreau să puteți să o anulați de tot. Tocmai din acest motiv vreau să acționez această comisie să-și facă treaba înainte de perioada de pășunat, să numim efectivul de animale, să vedem dacă corespunde cu cererea care e depusă la noi, și cu crotajul și cu animalul ieșit frumos pe strugă, și atunci îi găsim pe toți care spune că nu au animale și au pășuni, cât de clar, cum de clar, și îmi cităm orice o să trebuie, după aia o să vină. Dacă într-adevăr sunt efectivi animale lipsă, o să fie coadă la cerere pentru pășunii care au animale să mai ia. Să mai ia pășunii, dacă rămâne pășunii, automat. Nu țin cont de nimeni. Nu are efectiv de animale. Nu se le trage pășunii. Asta e situația. Ai dorește cineva, domnul Borțăl, vreți să ai dorește cineva din sală să ia cuvântul? Președintele comisiei, domnul Boba Costică și membru de partea Consiliului Local, ca și consilier, domnul Ilie Gheorghiță. Da. Atunci vă supun atenție și votului, propunerile pe care le-a făcut cei doi colegi. Că sunt pe aceleași persoane, practic. Pentru actualizarea comisiei. S-a propus domnul Popa și pentru membru comisiei consilier local, domnul consilier Ilie Gheorghiță. Cine este pentru? Ambii sau să vreți să votăm? Ambii. Atunci cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, comisia va fi completată cu domnul Popa Costică, domnul și comisia domnului Ilie Gheorghiță. Domnul Popa Gheorghiță. Deci, proiectul a fost adoptat și comisia completată. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate pe care am comis la scurt, dosul BACO. Avizul comisilor, avizul comisia numărul 1. Favorabil. Cu discuții. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Înscriere la cuvânt. Și după care dăm cuvântul inițiatorului. Cine doriți să ia? Deci doar bine a doriți de doamna consilier. Păi la rând, da? O doamnă în spate acolo. O să vă dau la proiectul acesta sau doriți? Aici, aici. La ăsta. La planiță, da? Da, da. Da. Bun. Dau cuvântul atunci domnului consilier Gheorghiță Ilie. Bună ziua, stimați colegi și dragi invitați. Rămân surprins că ieri pe comisie am discutat despre acest proiect și s-a hotărât că îl veți retrage de pe ordine de zi. Și astăzi comisiile spun favorabil. Nu a fost destul de intensă discuția ieri. Nu cred că e cazul să cuvântul meu împotriva cuvântul al cuiva, că am fost toți aici, nu? Pe tema asta. Și toți colegii, eu mă uit aici în față, că toți sunt niște oameni serioși și nu cred că astăzi retractează pe unul. Dacă retractează, e treaba dumneavoastră, care a spus, se dă, e clar. Nu suntem mulțumiți cu acest proiect, pentru că nu își are rostul în situația în care suntem astăzi, în situația financiară în care ne aflăm astăzi, și s-a propus amânare. Și astăzi, președinții comisiei, aveți favorabil. Băi, fraților, haideți să fim corecți, în primul rând, cu noi înșine. Dacă nu suntem corecți cu noi înșine, ce să mai spunem de cei din afară?
Deci îmi pare foarte rău că s-a ajuns la situația asta. Știți foarte bine ce am discutat ieri. Eu sunt total împotrivă, pentru că sunt două, trei persoane la care s-a făcut ieri referire. Nu vreau să le mai nominalizez, mă scuzați. Și este rușinos ca tocmai cei cu salariile mai de sus să mai ceară în plus ceva. Eu nu pot să merg pe stradă, să mă uit în ochii lui Domnul, uitați-vă în fața noastră, avem un om, dacă dați mâna cu dânsul, de acolo cu ochelari. A muncit o viață întreagă, nu știu dacă i-a dat cineva vreodată în viața lui, peste ce-o muncit el, îi aduc la el la poartă, hai mă că îți mai dau eu ceva, pentru transport. Bă, când s-a venit, orice angajat a venit la primăria s-a scut, s-a rugat, ba, s-au făcut concursurile așa, așa, știm toți cum. Bă, mulțumesc că m-am văzut cu un serviciu. Și acum vii să mai cer și bani din avete, frate. Eu, subsemnat, am făcut 25 de ani din avete la Bacău. Nu mi-a dat statul român un leu și nu mi-am permis să cer cuiva. Acolo spunea clar, bă, ăsta ți-i salarul, ăsta îl încasez la revedere, mă, nimic în plus. Deci eu sunt împotrivă total. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, nici nu mai trebuia noi să discutăm de față cu oamenii ăștia treaba asta, pentru că eu hotărâsem ceva ieri. Deci știu. Mulțumesc. Vreți la comunicul? Nu, Nero. Nu, da, la cele adresate. Fapt pentru care noi, Consiliul Local, plătim abonamentele tuturor cadrelor care, dați, care vin în comuna să ascultă. Din banii Consiliului Local, așa și angajații care lucrează în cadrul operației în specialitatea primarului au solicitat să îi plătim transportul. Nu, am spus și nu comparăm învățământul, medicina cu 3-4 persoane, da? Haideți să încercăm să fim serioși, măcar din rușinea oamenilor care sunt aici. Nu e problemă, domnule, nu ați întrebat, nu poți să suporți întotdeauna să încercăm așa pe dedesubt, pe dedesubt, poate îi facem ceva copacul ăla să-l uscăm. Cam așa încercați dumneavoastră. Așa și dumneavoastră, poate șefului dumneavoastră, când ați lucrat jandarmiei sau dumneavoastră, asta poate ați cerut de cont. Niciodată n-ați înțeles un leu verificat. Dacă de atunci nu exista legislația din ziua de azi. Dar fiind democrație, fiecare își înțelege democrația în stilul lui. El trebuia să aduc în Consiliul Local aceste solicitări, pentru că poate fi considerat că eu vreau să îngrădesc anumite drepturi. Eu nu pot să acord nimic decât cu votul consilierilor locali care sunt aici. Așa am stabilit cu toți aici. Așa cum am votat și pentru buget și pentru orice. Dacă eu, mă opun să duc un proiect de hotărâre de ordinea de zi, vă zic, bă, pe da, atunci mă dau un judecat cu mine. Eu am adus în fața dumneavoastră, dumneavoastră decideți dacă considerați că le dăm, le dăm, dacă nu considerați să le dăm, nu le dăm, eu n-am nimic împotrivă. Haideți să încercăm. Ce a spus Gheorghiță, adică am aceleași lucruri, vreau să spun și eu. Eu am, nu știu, nu propuneri, așa gândesc eu. Păi, fraților, dacă oamenii ăștia nu mai pot să facă naveta, fi distanță, fi nu știu ce, lăsați-i să se ducă oamenii acasă, organizați un concurs cu băieți de ăștia tineri, îi învățăm și pe ăștia, că ați adus destui care nu se pricepeau. Păi îi învățăm pe băieți ăștia că-s tineri și... Și nu vor cere niciodată, sunt, eu garantez că nu vor cere motorină și bani de plasă. Am fost și acum recent. Dar eu știu. Exact ce ați gândit, așa și așa. Dar n-am bun plătit pe nimeni să poate cere. Toată lumea se cere. Toată lumea se cere. Ce spune cere? Dar măcar elementarul, bun simț. Cum se cer după ce am un salariu de 7.000 de lei, 6.000? Domnul Alemine, vă rog frumos să răspundem. Pe lângă cele adăugate de colegii mei, am atras atenția și în mediul online că acest proiect de hotărâre nu are temei juridic clar, nu este o prevedere legală expresă care să dea dreptul la acest tip de facilitate pentru funcționarii publici. Totodată am atras atenția că acest proiect, ca formă, a fost copiat 100% de pe internet, pur și simplu ca un copil de clasa 5-a, de pe site-ul primăriei Bocicoiu Mare din județul Maramureș,
Deci nici măcar inițiatorul în speță, domnul Ionel Apostol, nu și-a dat silința să creeze de la sine putere un proiect de hotărâre. L-a copiat 100% și puteți să-l vedeți și dumneavoastră pe site-ul bacau.ro, ceea ce mi se pare un lipsă de respect vis-a-vis și de dumneavoastră cetățenii și față de noi consilierii locali. Pentru asta poate să fac somn. Ce să nu, n-am terminat. Da. Spuneam că există probleme apropo de raportul de specialitate și aici trebuie să atragem atenția doamnei consilier juridic, doamna Cerbu Ioana Teodora, care face o declarație falsă și aduce ca o temei juridic un răspuns al Curții de Conturi, care, fac o paranteză, nu are atribuții pentru emiterea unor puncte de vedere sau acordare de consultanță juridică în acest sens și spune că tocmai Curtea de Conturi ne aduce la cunoștință nouă primăriei Sascut. Este total fals. Curtea de Conturi a dat un răspuns în urmă cu atenție 2 ani de zile unei persoane fizice nelocalizate geografic, în care a dat anumite sugestii. Este exclus ca să veniți în documentația de ședință cu asemenea, știu eu, documente care nu au temei juridic. Iar în ceea ce privește referatul de aprobare întocmit de domnul Ionel Apostol, dânsul afirmă că salariile sunt foarte mici. Serios? Foarte mici? Păi am fost contactat de angajați din primăria Sascut, domnilor, și ni s-a spus că persoanele vizate au cel puțin dublu salariilor lor și ar considera o discriminare ca anumite persoane să beneficieze de această facilitate financiară, iar cei care tot se deplasează de la Conțeș, de la Sascusa, de la Berești, cu mașina să nu primească niciun bănuț. Atât am vrut să adaug și, desigur, voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la proiectul de hotărâre care trebuiesc puse într-o ordine, aliniate cu celelalte comune, deci nu este un copy-paste, cum spuneți noastră, mi s-au solicitat și de către prefectură ca să urmăm un tipar să fie dacă se poate aproximativ identic cu celelalte comune care sunt în jurul nostru și nu numai. Deci proiectul de hotărâre nu putem noi să-l scrim, că vrem noi să-l fabulăm într-un fel anume, decât să mergem pe un tipar de legislație din care se încadrează proiectul de hotărâre, în care se găsesc și în alte proiecte de hotărâre. Ca și salarii ce spuneți noastră, cel mai mare salariu în primăria Sascut este de 4.600 de lei. Fără salariul meu, da? Care salariul meu este mai mare, dar vorbim de angajați care vorbim și cei angajați care ar beneficia, da? 4.600 de lei. Și sporul, vă rog. Adăugați și sporul. Nu există niciun spor la un angajat din primărie care să depășească salariul 4.600 de lei, salariul viceprimarului. Net. Net. Da? Salariul net. Și cel mai mic salariu care există la primăria Sascut, la ora actuală, cred că e undeva 2200 de lei. Da? Deci, care are un muncitor necalificat, care nu a studiat, nu s-a încadrat la acea meserie, cu salariul minim pe economie. Acum, eu mi-aș dori să avem în comuna noastră oameni competenți și oameni inteligenți să vină să ocupe postul din primăria Sascut și să putem să implementăm chiar cât mai multe proiecte. Uitați, acum avem cât de curând o scoate un post la concurs pentru manager de proiect pentru implementarea proiectelor care le avem în derulare prin fonduri europene. O persoană care se ocupe strict de aceste proiecte, care va fi prinsă în finanțare și din proiecte. Acum, păi nu se ocupă administratul public. Administratul public se ocupă pentru monitorizarea proiectelor. Are cu totul altceva și coordonarea aparatului de specialitate a primarului,
În fișa postului sunt mai multe. Bun, deja ne depășim. Dar pentru informarea, pentru informarea cetățenilor și pentru informarea noastră. Acum, eu eram dator să aduc acest proiect în fața dumneavoastră și vă spun încă o dată, dacă nu l-aduceam aici în fața dumneavoastră, mă puteau acuza că nu vreau să-l dau eu, că nu vreau eu să mai știu eu ce. Deci, acolo dumneavoastră decideți, dacă considerați că să le dați, le dați. La rândul nostru fiecare votăm cum considerăm. Aveți un minut, eu la replică. Da. Spune domnul viceprimar că avea obligația să aducă în atenția Consiliului Local acest proiect de hotărâre. Sunt două proiecte depuse de PNL, unul de care m-am ocupat eu personal, unul depus de domnul Apostol împreună cu colegii și este ținut la sertar. Ambele sunt ținute la sertar. Așa ca să închei, apropo că de a urma un model, inclusiv site-ul primăriei Sascut, este copy-paste după site-ul primăriei Bocicoiu Mare, nu știu care e legătura, întâmplarea face că primarul de acolo este tot de la PSD. Mulțumesc! Domnul Poate, sunt mai multe site-uri care sunt identice, nu numai acela care face la preferire. Eu am întrebat. Că în baza cărei legi către inițiator. În baza cărei legi ați susțineți proiectul dumneavoastră? Bun. Pentru că eu am citit că abia în 2022 la Senat s-a pus problema aceasta de contării transportului în administrații. Și s-a trecut cum s-a trecut și a fost la camera, la cameră. Dar încă nu s-a votat. Eu asta am citit despre lucrul acesta. Este vorba despre legea 457 de 22. O hotărâre. Da. Da, deocamdată. O hotărâre, în prima parte a hotărârii, aveți temeiul juridic respectiv Da. Curtea de conturi când a fost la Sascut? În 2020. Și vine... Atunci s-a spus de, problema asta în față? Da, chiar a fost o discuție, nu scrisă, doar o discuție, de principiu, cum de noi nu decontăm transportul că alte primării decontează. Și am avut chiar atunci o discuție cu membrii de la Puterea de Conturi și am zis, dom'le, deci nu e nimic ilegal să le puteți acorda, dar depinde de Consiliul Local. Da. În legea respectivă se spunea clar că în acest drept, la în mod special, cei care, comunele care sunt izolat. Da. Și se plutea și din grece, deci așa, numai cu acordul Consiliului Local. Exact. Eu mă gândesc la un lucru acum. Știți că suntem într-o situație mai, așa, mai e sensibilă în perioada aceasta cu gazul, cu lemnele, cu toate situația care există. Și oamenii s-au cam săturat așa, mai ales când îl atingi la banul lui. Știți ce zic oamenii? Dom'le, ăștia-s banii mei pe care îi dați celor care vin de la vacă. Nu știu, parcă de urât. Dumneavoastră aveți votul, eu mi-am spus părere. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier, vă fac o spune. Domnilor, am discutat ieri în comisii și am spus fiecare părerea. Eram obligați să venim astăzi în ședință și să propunem, pentru că altfel am fi fost acuzați de cei vizați să primească acest drept, că nu le respectăm dreptul. Votul este la dumneavoastră, este la noi, votați în consecință. Cum credeți, așa facem, pentru că comuna este condusă de dumneavoastră, de Consiliul Local, iar votul dumneavoastră este reprezentativ. Reprezentativ. Dacă spuneți da, înseamnă că e legal. Este un fel de
senat al comunii, da? Eu cred că am spus totul. Faptul că am adus-o aici este faptul că le-am respectat dorința oamenilor. Iar noi o să votăm în consecință. Mulțumesc, domnul Popa. Domnul Chirea. Cu domnul Popa, vreau să pun o întrebare dumneavoastră, dar atunci dacă a spus acum că vă sta pe vot, de ce în comisie, când a spus, a spus întrebat, a dat aviz favorabil? În comisie am dat aviz favorabil pentru că trebuie să-i dai omului dreptul. E favorabil pentru proiectul ține. Eu nu ți-am spus cum să votezi. Ba da, ba da. A dat favorabil ca principiu că acordați acele... Nu este votat, este favorabil pentru ca proiectul să fie discutat în ședința de să vă mai explic, doamne, un pic mai am să explic domnului consilier. Eu acum stau totuși să analizez. Sunt trei persoane care ar beneficia de acest transport. Dar stau să mă uimesc când văd că pe unii consilieri vă doare atât de mult sufletul din bugetul local și stau să analizez cum veniți cu propuneri să acordăm tichete de vacanță, voucher de vacanță și mai mult faptul că să dea și primăria în judecată să primească și pe anul din urmă voucher de vacanță. Pentru fiecare angajat din primăria Țascut. De 1.000 și vreo 500 de lei. Cine a venit de aici la noi? Și a spus consilier. Păi da. Spune-mi pe numai mult. Domnul Chiriac a luat inițiativă la rândul angajaților să vină cu propunerea chiar să, domnule, dacă e, dați-o judecată, primărea, dați primarul judecată, că nu v-a dat răuță primării vacanță. Cum poți să mai zic atunci chiar că nu mai înțeleg nimic cu noi? Dacă vede că la Rudi... Când e primit camera de oameni de aici, este un joc politic, chiar stau și analizez câteodată. Nu zic eu, îmi drept și anul să-i dăm voucher de vacanță. Dar, adică nu-i dăm bani să vină la servici, că am înțeles, mai să vină cum s-au luat lucrul, acum să dăm voucher de vacanță. Le-am aprobat pentru anul ăsta. Dar cum să facem, că uite, acum ne dau și-o judecare. Nu mai înțeleg nimic, nu l-au. Chiar stau așa și analizez. Vă doare sufletul din bugetul local și acum nu vă mai doare sufletul pentru trei persoane. Eu trebuia să aduc și să vă prezint aceste aspecte tuturor, ca să știți. Domnilor consilieri, când am dat această sesizare către primăria comunii Sascu, în legătură cu voucher, noi în ianuarie 2022 a scos o hotărâre de consiliu local, noi consilieri am aprobat-o pentru voucher. Eu nu am dat în judecată că nu s-au dat bani, am dat în judecată nerespectarea hotărârii de consiliu local aprobat de noi consilieri locali, în unanimitate 15 consilieri. Iar dacă a dat în judecată, nu sunt singura persoană care a dat în judecată primăria comunii Sascut. Iar domnul Apostol a dat în primăria comunii Sascut de a și recupera 400 de mii, 400 de milioane de lei, cu rentul care l-a tras la dânsul sub dar tu ce vorbim? Ba da, dumneavoastră prin persoana, prin instituția noastră. Eu nu am dat o judecată, eu doar am spus că n-am respectat hotărârea de Consiliul Local. Nu, ba da, aveți. Dumneavoastră reprezentați instituția primării, iar aveți societate. Eu nu am ce societate. Nu puteți societate, nu erau conflict de interese. Ba nu erați conflict de interese, dar cum ați spus dumneavoastră? Reprezentantul primării, ca și viceprimar, dumneavoastră, să dați judecată. Eu n-am dat în judecată. Nu, a dat primă. Ia, hai de ce a fost este? Și acum, domnul consilier, așteptați. Eu nu am dat, deci eu mă repet doar, nu am dat ca să-și ia dreptul acolo, doar că noi nu am respectat, nu am dat referire hotărârea de Consiliul Local. Domnul Popa, așa este? Eu asta am făcut plângere. Dacă noi, acum, facem o hotărâre de Consiliul Local, o emitim bună, rea, și nu o respectați. Voi trebuie să o respectați. De ce l-ați contestat? Trebuie să o respectați. Hotărârea de Consiliul Local, dacă vă doreați care vă atât de mult de bugetul comunei să... Da. Nu contestați hotărârea de Consiliul Local. Domnule, nu dăm, 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 domnule, nu
Dacă nu-ți convine, eu sunt mulțumită că viu să lucrez. Deci am un loc de muncă. Primesc un salariu. Păi cum să viu să cer, domnule, că eu viu de la Bacău sau viu de la Ajut? Asta e interesul meu. Deci eu viu, că eu vreau să muncesc. Comuna asta atât de bogată, de ne permite să dăm și banii ăștia pe benzină, pe nu știu ce. Dar sunt consilieri care, cum zicea dânsul, mi-a plăcut foarte mult pentru prima dată când vorbește Gheorghiță. În sfârșit a zis adevărul. Și la adicerițe n-am participat. Am lucrat atâția ani. Niciodată mă rugam, dădeam de buzunarul meu, era 13 lei sau cât era când duceam actele la Bacău și mă rugam de lasă de contul aici, lasă-l aici, lasă că mai vedem noi, mai vedem noi. Uitam de ele și nu-mi dădeam. Dar eu banii de buzunar îmi scoteam. Dar eu eram mulțumită că aveam un salar. Viu și eu la primărie să mă dur să-mi dai 1.000 de lei. Păi dacă ai 4.000 de lei salar și săracul nenorocitul ăla care stă la curoi, cât face? Dar pensionarul, care e cel mai bogat pensionar în satul ăsta? Păi de asta n-are încredere lumea în consilier, domnule. Păi ce zice? Lasă-mă că ăla s-a dus, s-a ridicat mâna. Vă rog. Apropo de contarea cheltuielilor. Și soția mea face naveta la Bacău, lucrează în cadrul medical și nu e decontat. Și eu cerut decontarea și nu se poate. Decontat nu se decontează. Iar în schimb, socrul meu, majoritatea îl știți poate, Rogozanu Tomiță de la Berești, e gradul întâi de validitate și am cerut ca o persoană că ne-a dat dreptul ăsta, doctorii și toți specialiștii de la Bacău, l-am dus la toate analizele și toate controlele, să ne dea un angajat și nu are loc. Mi s-a spus de domnul primar să mai aștept, să mă rog să mai decedeze cineva ca să elibereze loc. Prioritar sunt copiii cu handicap. Într-adevăr, da. Și pentru persoana care spuneți noastră, primește deja o indemnizație. Primește, da, indemnizația. Care este echivalentul cu salariul primăriei? De un angajat și însoțitor. Și însoțitor. Unde este? Păi dacă aveți încercare de cap, aveți și însoțitor. Păi eu l-am și însoțitor. Acesta este motivul. Dar însoțitor de ce? Același salariu care primește indemnizația, îl putea primi însoțitorul. În momentul când însoțitorul primește salariul din primărie identic, da? Nu mai primește persoana cu handicap indemnizația respectivă. Care este echivalentul? Pentru că soacra stă cu el, nu pot duce la un tratament, la ceva, pentru că el îi trebuie neapărat. Prioritar, v-am spus, au copii cu autism, copii care sunt bolnavi și copii care, într-adevăr, sunt într-o situație care au nevoie de un soțitor și părintele nu poate să meargă la serviciu și trebuie să stea și să ocupe din... În momentul în care se vor elibera costul, vă garantez că nu le țin acolo. Vă dau tuturor care sunteți în la rând. Dar prioritatea au copii cu handicap. Da. Și aici aș vrea să vă răspund pentru doamnă. Și vă spun tuturor, eram nevoit să aduc acest proiect. De ce să-l retrag? Că am avut solicitări pentru acest proiect de hotărâre să-l retrag. De la cine? Cine cu aprobare? Că uitați, secretarul și ele am văzut la comisie. Nu a solicitat. Da? Și mai sunt două. Și dumneavoastră, a spus mai degrabă, vă retrag. Vă spun sincer, nu retrag. Și cu această ocazie, solicit și grupul consilierilor PSD pe care eu îl reprezint aici să se abțină la acest proiect de hotărâre. Dar nu puteți vota. Nu puteți să-i ceriți. Ca să înțelegeți, ca și lider de grup, eu le pot solicita. E dreptul lor ce votează. Ca să știți asta, da? Eu unul o să mă abțin la acest vot.
dar eram nevoit ca știința tot să-l aduc aici, în fața dumneavoastră, ca să se decideți. Ați schimbat tot tare frumos. Domnule, dumneavoastră, nu te interpretați ca dumneavoastră, meu, contează. Votați dumneavoastră pentru, dacă sunteți în altă poziție. Adică ați supărat atâția angajați, doar două ori, ați supărat atâția angajați, care până la urmă li s-a canalizat unora privirea spre doamna secretară. Aici, verișorul dumneavoastră și-o văd domnul Gălățean. Doamna secretară nu a solicitat, vai ce îl plâng pe domnul Gălățean, că nu mai știa cum să prindă un locușor la s-a scut aici. Și-au venit de la Orbeni, că putea să lucreze mulți dintre noi de aici în locul. Așa? Și verișorul dumneavoastră, că aștept foarte bine cum l-ați adus. Nu dezinformez, dar credeți că noi suntem roși? Credeți că este pe unul de aici în spate care nu știe adevărul, domnul? Domnul Apoș, credeți că este un cetățean de aici? Domnul, repet, până când m-a ascultat. Domnul Vici, repet până când m-a ascultat. Credeți că este un cetățean de aici care nu știe cum a fost făcut și cum a fost adus tot? Nu am curat, chiar nu m-am referit la dumneavoastră, n-ați înțeles cu ce am început. Nu, toți ăștia de aici suntem proști, nu vedem ce se întâmplă cu mâna asta. Rog frumos, cum am făcut comunicare în parte, eu, în calitate de consilier local, am și eu de tu să iau curat. Mi-am nevoie să mă ascultat. Și dumneavoastră faceți, da, am și eu dreptul să iau curat. Eu nu am voie, îi dau cuvântul. Dragi colegi, stimați cetățeni, și eu lucrez la Bacău, un an de zi lucrez la primărie. Și am făcut cererea asta. Ce salariu? Și vă spun de ce. Salariul meu? Vă spun de 90 de milioane. Bravo! Pentru că am o funcție din conducere și dacă mă arăt cu primăria asta și dacă asta va arăta un om ca să nu la mai mult. Dar îmi place toate afirmații că aș veni să mă angajez la sasul. Dar nu comparați, domnul, că bugetul acolo dețin o funcție din conducere și am salariul meu. El îi spune ce vezi. Nu am depus niciun fel de solicitare în sensul ăsta. Din două, trei motive. Vă rog, din trei motive. Bun. Deci nu este termen juridic exact. Deci, am citit și raportul, acel raport al Curții de Conturi. Noi este doar informare, deci el și precizează acolo când nu este întâlnit să dea astfel de răspunsuri, da? Bun, l-am citit și eu. Doi, la mână. În legea finanțelor publice spune clar, angajarea de cheltuieli, avem sumă prevăzută pentru asta. Nu este. Cel care inițiază nu ar trebui să știe lucrul. Păi asta e considerat pentru care nu vă tot. Domnul, vă dau cuvântul. Și dar ce mai inițiez, vă dau cuvântul. Stăm de o oră jumătate, stăm de cinierea, pentru că cineva vrea să spune. Nu e cazul, eu zic că nu e cazul să politizăm prea mult lucrul ăsta. Cred eu. Păi n-am spus ieri la ședințele pe comisie, asta nu știți, domnul președinte. Eu înțeleg și și inițiatorul, că avea obligația. Trebuie să-l înțelegeți că e doar. Avea obligația să-l pună pe ordinea de zi. Înțeleg și aspectul ăsta. Înțeleg și... Eu din contra nu veneam. Nu spuneți mai tare ca să înțeleg. Neamul meu îl făceam să înțeleagă. Păi nu-i conflictul de interese ăsta, inițiatorul. Păi, tot ce plătești mă acolo. Eu plătesc. Dar sunt pregătit pentru asta. Domnul Marius, doamna i-a limitat timpul. Deci, limitat. Eu n-am luat cuvântul la niciun moment. Nu i-aș limitat timpul, doamna vorbea și i-a dus gata. Să aveți cuvântul și să vă expuneți punctul de vedere. Deci înainte a spune la vot, aveam și dreptul să iau cuvântul pe acest proiect. Deci, domnul Gheorghe Țile, când mai luați cuvântul, vă întreb. Și atunci și dialogul. Ai microfonul. Ai prioritate, domnule. Ai microfonul. Iată, finalizez. Domnul președinte, v-am întrebat, domnul Olar? Bun. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre în forma și în urma discuțiilor. Cine este pentru?
Inițiatorul, nu? Dintre invitați, dintre participanți, mai doriți să ridicați o problemă din comunitate? Vreți să luați cuvântul? Vă rog să vă înscrieți. După ce se închide lista de înscrieri, nu mai puteți lua cuvântul. Doamna aici. Deci mă repet pentru ultima dată. Mai dorește cineva din sală să ia cuvântul? Eu. Domnul? Într-o ședință anterioară am pus aceeași întrebare vis-a-vis de câini. Câinii care circulă prin sasul. Atunci s-a spus că se lucrează la un proiect prin care... Am obținut avizul pentru domnul Popa, e pregătit. Cu cabinetul avem pentru prepararea medicamentului de toată luna. I-am zis că dacă îmi forțeam un pic, putem să începem și mâine și pentru că, de ce pun problema asta? Pentru că s-au mulțit enorm de mult, mai ales că e primăvară, oamenii au mai dat drumul de prin curță la câini, ei vin la genele de gunoi. Am văzut că ce face pe la coșurile de gunoi de prin pate, bine, că aici oamenii au bine, mai vorbesc, și constituie un pericol pentru copii și pentru oameni în general, pentru că sunt în haită și când sunt în haită, atunci îți răi. Și vedeți că și la nivel național problema e acută. O altă, da, voi am răspuns la treaba aceasta, pentru că a venit răspunsul, l-am înțeles, da, următoarea întrebare. Vreau să se pună în aplicare. Și eu doresc. Așa. Mai rugasem într-o ședință anterioară ca numărul de la poartă la doamna Apostol. S-a schimbat? Nu, nu, încă dai dat la lucru. Deci am promis că nu-i făcut la... numărul? Da, făcut... nu-i făcut A. La... Da. Că ne rugase și... Da, da. Am avut promisiune, eu am întrebat să vedem în ce stadiu sunt. Să vedem la profesor de română acolo. Da. Dacă mai aveți, nu, mulțumesc. Domnul Păstiatul.
Domnilor, am câteva probleme și o să vă rog să mă urmăriți cu atenție, pentru că vreau să profit de faptul că suntem mai mulți aici. Vreau să vă rog, suntem în pragul contactării unui nou contract cu ADIS-ul, cu gunoi. O să trebuiască să întărim reciclabilul, pentru că plătim enorm de mult gunoi. Aruncăm ce nu ne trebuie toate. Ia dacă plătim, la că facem. Nu, tot pe noi. Tot noi cădem și plătim. Nu plătește nimeni. Așa că fiți foarte atenți când puneți ceva în tomberul nostru. Sticla desfăcută, dată în altă parte. Domnul Ioniță, vă rog frumos, nu am greșit, nu deci, vă rog frumos, prin cuvântul pe care îl transmiteți vecinilor, să transmiteți, să dea o importanță. Nu, nu e nevoie, lasă-mi bine, nu e nevoie. Doar atâta vă rog să dați vecinilor dumneavoastră îndemnul să poată recicla gunoiul și atenție la ce punem în gunoi. Noi ne-am propus să facem controle și o să venim cu pliante să demonstrăm populației ce trebuie să pună în diferite saci, în diferite tonete de tomberon. Gunoiul de graș este o mare problemă pe care noi o avem. Trebuie să respectăm fiecare. Nu se pune gunoiul de graș din gunoiul menajer. Gunoiul de graș are altă destinație. Duceți-l la capătul tarlarii. Faceți-vă platforme, acele platforme. Nu mai aruncați resturile de la dărâmături, de la... Internita este foarte periculoasă. Noi primim amenzi uriașe pentru acele bucățele de internită pe care le aruncați pe câmp. Toxic. Să le aruncăm, asta e problema. Aici este problema care... O zonă special cu oameni. Aici vreau să vă zic. Acele resturi din construcții, veniți la primărie, contactați-mă personal și eu o să vă spun exact unde trebuie. Fiecare sat o să aibă o locație cu o groapă amenajată special, cu repere GPS, deci este monitorizată. Nu trebuie supravegheată în momentul în care... Reziduri acolo. Da, să am văzut că la Băncești chiar la intrare, început acum. Da. Să le informez, poate nu știi. Știu despre ce. Am la intrare în sat. Am obținut aprobarea pentru acea pușcă de a tranquiliza căței. O să începem de săptămâna care vine. Am dotat și avem un centru de găzduire a cățeilor vagabonți, un adăpost care la mestiez la maxim avem 100 și ceva de căței care îngrijim, le dăm mâncare, angajați, deci ne străduim să vă fie bine. Dacă sunt probleme, nu ezitați să sunați la primărie și să ni le spuneți, noi suntem puși acolo ca să vă ajutăm. Atât am avut. Mulțumim, da. Domnul Borțon. O mică, două vorbe. Mergeți, vă rog, dacă nu mergem împreună într-o zi, să vedeți la Târgu Ogna ce frumos au amenajat aceste spații în care să depozitează cu numărul. Și nu este o hârtie de un jos. Am rămas și m-am dus să mă uitam, să văd că au luat ăștia cu noi azi. Frumos! Au camere de supraveghere. Asta urmează să facem și noi. 2-3! Eu cred că și la s-a făcut un pas în față. S-a făcut un pas, dar nu e ceea ce trebuie. Eu vă spun dacă vă... Bine, trimit eu pe WhatsApp să vedem. Cu bidoanele astea de plastic, cu peturile astea, cum zicem noi, erau o chestie bună făcut acum mulți ani de zile în urmă de primării, cu niște locuri special amenajate, tot felul de poieni din sate, prin alea, cu niște așa zise cutii de plasă făcute, în care omul se ducea și pune acolo. Păi da, dar știți, de multe ori vine primăria la mine acasă. Vă răspund aici. Joia, știți, oamenii... Băi, asta, vreau să ne venim la acelei puberi. Te explic eu ce se întâmplă. Noi...
Am fost obligat să-l retragem, din motivul că diversi cetățeni au dus acolo și mortăciuni, și mortăciuni. Păi bun, și în cazul ăsta să existe reclamații din partea vecinilor și vreau să luați măsuri. Da, noi distribuim acei saci de la RIS gratuit și ridicăm noi, cu forțe proprii ale primăriei Sascut, săptămânal, în fiecare zi de joi, pe toată raza comunei Sascut, în afară din satul Pâncești, care este vine, venim la fiecare la poartă să ridicăm acel sac și lăsăm alcoolul în loc. Deci e mai simplu, nu trebuie să mă deplasa noastră, venim noi la și poartă. De loc. Cei de la RIS, din odată într-o lună să ia de la noi acei saci care depozităm în depozit acolo, în stația de epurare. Deci noi venim în întâmpinarea dumneavoastră cu acei saci să știm și de unde luăm și ce luăm de la poarta fiecăruia. Pentru că, vedeți, noastră, ați înțeles aspectul. Domnule, știu că acolo trebuie să pun plasticul, doza de bere, potia de conservă. Dar nu toți în celelul ăsta. Și mă trezesc cu tot felul de chestii acolo pe care dumneavoastră a spus de bună credință. Anumiți deșeuri reciclabile, a venit altcineva și a pus un sac de deșeuri menajer. Acel tomberon s-a contaminat, așa spun cei de la lista, s-a contaminat și toată munca dumneavoastră care sunt o familie să selectați acele deșeuri, gratis, și ne pune să o și plătim. Noi dacă ducem cantitatea de reciclabil, ne scade din suma care plătim noi cantitatea de deșeuri menajeri. Aici e câștigul, de fapt, comunitate. A comunii Sascut, că bugetul, noi plătim din bugetul comunii Sascut, la ADIS. Toată colectarea care o fac și prețul cred că e undeva la cât e 700 de lei pe tonă, nu? 700 de lei pe tonă de gunoi menajer care se ridică sâmbătă din comuna Sascut. Imaginați-vă dumneavoastră câte tone, câte sute de tone se duc la pe apa sâmbetei, banii din bugetul local. Vă gândiți cu banii care trebuie să-i plătim doar pentru transport, dar mai e încă o sumă pentru depozitare, încă o sumă pentru selectare, că fac ei selectare acolo. Și ne ducem aproape de 800 și ceva de lei pe tonă. Dacă dumneavoastră veniți în întâmpinare cu selectarea deșeurilor, cum a spus domnul Popa, și le punem în acei saci, în acei saci trebuie să le găsească peturi de plastic, diversi peturi, nu contează că e de la șampon, că e de la detergent, că e de la apă, doze de la bere, alea de aluminiu, de conservă și pungi din aeron și cartoane și tot felul de hârtii să le puneți la un loc. Că le selectează ei. Lumea nu știe toată lumea chestia asta. Și uitați că ai sunt, și eu am fost asta de multe ori. Dacă ai sunt așa ședința asta, înțeleg. Și dumneavoastră puteți să vă informați vecinii sau prietenii la dumneavoastră. Eu trebuie să mai adaug ceva. Dacă tot am vorbit de reciclare, e bine ca acele peturi să le luați ducurile, pentru că ele când se strâng, se fac volumul mai mic. Ar fi bine, deci, dar petul să nu aibă ducuri. Mulțumesc, domnul Borțu. Da, mulțumesc. Vreau să spun că această ședință care a avut loc astăzi și au venit și atâți fermieri, deci să pot evita să mai venim. Și oricând luați, că cred că când o să mai aveți câte o hotărâre de acest gen, care îi interesează foarte mult pe cetățeni și pe fermieri sau diferite categorii, să ne adunați, să ne informați înainte, ca să nu mai ajungeți nici dumneavoastră să vă pierdeți atâta timp în Consiliul Local. Nu e vorba că nu e problemă, dar să fie făcută deodată foarte bine și să fim, cum să zic eu, și această problemă care ziceau cu peturile și cu astea. Faceți o ședință pe la câte un cămin câteodată și aduceți, mai ar trebui să comunicați un pic și cu cetățenii, nu numai din birou să faceți, să luați niște decizii acolo. Deci nu cu răutate spun lucrurile astea. Să fie bine, zice că sunteți în slujba cetățenilor, așa se spune, nu știu dacă așa e. Așa este. Am fost. Și am făcut, făcea și ședințe de consiliu în, de la cămine. Și după aia să ne-am oprit. Nu am înțeles că nu sunteți rău intenționat, dar zic pe viitor să veniți în ajutorul nostru. Să știm și noi, ne dăm și cu părerea, s-ar putea câteodată ne dăm și noi cu părerea
cât sunt, cât suntem, s-ar putea să fie ceva bun și pentru dumneavoastră. Că nu, poate nu aveți chiar toți expertiză pe agricultură, nu știu. Dacă eu mergeam pământ, înțelegeam și eu că acolo vă deranjează situația. Sau și pe funcționarii din primărie, da, care au făcut împreună acel regulament, sau guși, au făcut copii, sau cum s-a fi întâmplat, gen colegul Ana, dacă aș fi muncit și eu câteva hectare de pământ, poate înțelegeam mai bine, spune, stai un pic, curg oamenii. Dar am găsit soluția și cu această ocazie vă mulțumesc că ați venit și în terminare. Și am mai avut discuții cu ei și le-am promis că n-au venit atunci, am zis că e greșeala. A fost, de fapt, o greșeală. Pentru că noi vă punem pe drumul inutil. Și pe noi și pe cetățeni, pe noi. Să știți că pentru noi nu e problema foarte gravă. E vorba pentru cetățeanul care nu poate să ajungi să-și ia dreptul pentru el și după aia îl pierde. Deci cu toate problemele care credeți că îi vizează și pe cetățeni sau pe unii dintre fermieri sau orice altă categorie, să le faceți câte o ședință, că reacționăm. Deci, încă o dată, să fac anunțul, poate nu a fost pe fază atunci cu filmarea, pentru săptămâna viitoare, după 8 martie, 9 martie, ziua bărbatului, să spunem noi, avem ședință la Salonul Lux, toți fermierii, toți operatorii de agricoli care lucrează pământ și nu numai, pot veni să se informeze și să comunicăm împreună cu domnul Săvescu și cu echipa de cadastru pentru a clarifica foarte multe documente care se află și dublură, care merg în sprijinul 200 de titluri care au poziții dublură pe ele. Oamenii care nu le-au dublat, trebuie, deci sunt 200 de titluri, nu dublură în sine ca și titluri. Pe 200 de titluri de proprietate se regăsesc poziții care sunt dublură. Într-un titlu se poate regăsi o poziție, două, trei, sau tot titlul, cum el depinde după cadă. Dar cam 200 de titluri sunt cu probleme care se regăsesc dublură. Și acolo dumneavoastră știți cel mai bine că o să regăsiți situația când o să spună colegul, păi stai că am și eu acolo titlu și am și eu în arendă. Da, eu cred că trebuie, cer scuze că vă întrerup, ar trebui să trimiteți adresa acasă. E obligația dumneavoastră să trimiteți adresa acasă, să vină fiecare să ducă. Să rezolvi problema cu documentele care le are. Noi am prins de săptămâna trecută încă un polițist local, l-am prins în aparatul de specialitatea primarului în cadrul compartamentului de registru agricol, care să vină în sprijinul cetățeanului, o să deplaseze, să nu fie ca și sperietoare. O să vină acasă la fiecare persoană din cele 200 care se regăsesc cu probleme cu dublură la pozițiile din titlul de proprietate sau cu titlul de proprietate, să fie convocate și să-i aducă la primărie pentru a găsi împreună soluția și cu firma de cadastru să rezolvăm aceste situații cu dublurile care sunt. Și acolo unde fiecare își păstrează opinia lui, o să ajungem în instanță, dar să știți că acea carte funciară nu va purta numele nimănui din cele două persoane, de exemplu, care au titlul de proprietate, dacă împreună nu găsim o soluție de mijloc, de mediere a acelei probleme și cu firma de cadastru să reușim să-i repoziționăm, că sunt și terenuri rezervă, sunt și terenuri care, de fapt, le dețin ei. Să reușim să repoziționăm acele dubluri, ei vor ajunge în instanță, e singura soluție. Și pe acele cărți funciare va scrie rezerva OAT, rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, în paranteză, urmând să fie soluționat în cazul acolo unde nu sunt înțelegeri între acele persoane și Comisia de Cadastru, ca să reușim să depunem acele cărți funciare. Sunt foarte multe persoane care au primit teren în baza caietele de punere în posesie, în baza adeverințelor. Mi s-a oprit 11%. S-a diminuat suprafața în titlul de proprietate are de 1 hectare minus 22 de ani. Da, acel 11%. Oamenii, marea majoritate, consideră că este pământul lor și acum, pentru că l-au primit în posesie în baza adeverinței și caietului de punere în posesie. Cum reușiți să informați
De ce o să se întâmple după ce se face cadastru și acele suprafețe li se ia și nu mai au dreptul la ele? Cum ați găsit soluția să informați, să știe oamenii despre acest lucru? Printr-o ședință, prin înștiințare directă? Tot ședință, pentru că... Când o să fie o ședință? Joia viitoare o să facem ședință în salon lux, deci pot veni și cetățenii care, cum sunteți doamnă fermieri, care nu muncesc pământ, și cetățenii de rând, care el consideră că are o problemă în titlu, sau care el consideră că are dreptul să-și primească acei 11% care i-a fost opriți, să-și primească înapoi. El așa consideră că e îndreptățit să-și primească înapoi. Da. Se poate informa tot în cadrul acelei ședințe în care domnul Săvescu, care este câștigătorul firmei de, câștigătorul licitației cu firma dânsului pentru cadastru de alte comună la Sasol, și împreună găsim rezolvarea. Pentru cum îi informați pe cetățeni să vină la această ședință? Și redeschide tot prin această cameră? Și polițiștii locali o să meargă să informeze, din mâine o să-i trimit informeze, o să fac și postare pe Facebook și pe site-ul primăriei, dar vă dați seama că firma de cadastru a fost la Conțești săptămâna trecută, că am făcut o postare și au găsit doar 45% din locuitori acasă. Deci 45% i-au găsit acasă. E un lucru bun, că e un pas în față, dar ceilalți s-au informat după ce au trecut firma de cadastru. Trebuie altă informare, nu mai o să revină. Tocmai aceasta e. O să revină, doar că ziua nu știm încă. O să ia toate satele la rând și apoi o să revină. Dar cu cât venim fiecare aici, la Salonul Lux, echipa de cadastru este zilnic o persoană aici care stă și monitorizează toată activitatea și preia informații de la toți cetățenii care nu au fost găsiți acasă, care nu s-au prezentat până acum cu cărțile funciare când au fost birou în cadrul primăriei. Pot veni zilnic, aici la Salonul Lux există și un program pe geam acolo pe ușă, se informează, aduc documente cine se cere. Dacă nu găsesc nimeni aici, pot veni în primărie să informeze la mine, la domnul consilier, poate puțin de viceprimar, sau la biroul de registru agricol. Am fost eu astăzi într-o speță cu niște domni veniți de la Bacău și cu un... aveau de dezbătut o moștenire și nu se înțelegeau și două suprafețe nici nu știau unde sunt, unde se află. Am venit aici, au venit aici, nu i-a băgat în seamă, știau foarte mult de lucru și nu au timp pentru așa ceva. A solicitat, când sunt cazuri de genul, să vină în primărie, să mi-a aducă mâna cunoștință. Au fost în primărie. S-au dus într-un bar de-au stat ca să poată să... Domnul Săvescu n-are obligația asta să facă rezolvi probleme. Deci, dar putea să zică unde, să intre pe hartă și să-i arate o poză. Uite, aici este terenul tău. Și când a descoperit acel executor sau cine este dânsul acolo, că erau greșite punctele. La unul Peru, la unul Tarlao. Parcela era greșită. Și dacă nu vrea ca să stea de vorbă, putea, deci dacă stăteau de vorbă, deja rezolvau o problemă. Acei oameni s-au venit din 5 orașe diferite, au vrut să stea de vorbă și n-a vrut nimeni să stea de vorbă. Da, aici este un caz aparte. Este, dar sunt multe. Dar pe mine mă pot găsi oricând și pot să las o fiecare. Și i-am găsit în... Deci, domnul Tache, n-a fost nimeni din familia Tache astăzi în primărie? La mine personal nu știu, astăzi am zis dar trebuie să vină... Dar dacă au lăsat o solicitare scrisă, eu o găsesc în mâine. Scris. Au stat într-un bar, deci au rezolvat cum au putut, s-au certat acolo. Că a fost o problemă a lor, a fost o problemă care au avut-o două persoane de păsit, nu? Nu, domnule, dar nu înțelegeți că pe acele suprafețe erau greșite și perurile și tarlașele. Nu au rezolvat-o într-un bar? Păi n-au rezolvat-o, au stat într-un bar să-și rezolve problema de împărțit, dar esența n-au rezolvat-o, că nu i-a băgat nimeni în seamă. Că zic că n-au timp și ei nu-ți plătiți pentru așa ceva, că domnul Săvescu le-a zis să nu se ocupe de lucruri din astea. O să verificăm aspectul ăsta, când da, la ședință să verificăm exact, cu joia viitoare, îi găsim și discutăm și aspectul ăsta. Păi, dacă ați finalizat domnul Bosun, să vă dea domnul Bosun. Doamna Aniță, vă rog, haideți să fie mult mai bun. Eu privind cu noi, cineva de la Consiliu, cred că de la primărie, răspunde de gunoaiele astea.
Adică are în funcția lui și răspunderea de gunoi. Eu văd acolo la mine unde e în față gunoiul ăla, eu palar acum. Niciodată n-am văzut pe cineva. Uite, eu iau exemplu de la urmă seară. Vicine tot timpul e lângă mașină. El se uită în zăpadă și așa a corectat oamenii. Vinerea este lege. Punga cu plastic, punga de lucru și punga de carton. La noi, la mine acolo. Mi-a bușit mașina de două ori, care nu era pe terenul pe asfalt. Era exact în fața garajului meu. Mi-a bușit-o, mi-a spart farurile mele. Fiindcă ei vin berți, nu răspunde nimeni. Acolo unde sunt probleme de genul... La gunoi, la noi. De exemplu, dacă nu-i nimeni, dole, mai are roți, cutiile alea care ies afară din... N-are roți, n-are capace, n-are nimic. Le bușește, le trântește, le nici nu te speri. Nu vine nimeni să vadă. Sau dau exemplu. Dar dau oameni, nu dole, a stat oameni de la cineva. Păi așa, dacă noi suntem învățați toată viața, toată viața suntem învățați cu cei de la spate, dați amendă. Avem amenzat de bine. Dați amendă. Sau problema mașinilor, doamne. Nu pot să intru. Nici pe dreapta, nici pe stânga. Taxiurile pune în ei. Dacă își venim, trebuie să aibă mașină. Dar lasă mașina, domnul Vici, dar dați-o mai bine trebuie. Un pic de civilizație, doamne. Atunci gunoaiele le pune. Nu se interesează, păpești cu ei. Păi de ce pui aici gunoi? Dar ce vin ăștia de la primărie? Măi, ăștia de la primărie, dacă ar da amenzi, am înțeles că aveți cameră de luat vedere acolo. Ați dat o amendă? Da. Nimic! Dar, cui ați dat? Avem... Cui? Două persoane amendate care locuiesc în Cărtării, să spunem. Și găsești acolo? Acolo? Găsești pantaloni? Nu vă poți jos! Și câinii ăștia, vagabos, cum a fost, doamne, ce vreau să vă specific, deșeurile din, care provin din haine, hârtie, textile, merg tot la deșeuri menajerii deocamdată. Nu există un tomberon sau o zonă de colectare pentru deșeuri. Dar v-ați încercat să veniți cu un sac de cum de hârtie sau ceva așa, un sac mai mare, să-l băgați pe ochișorul ăla? Ați încercat? Ochișorul ăla de la hârtiile, eu am zis că nici cu iubare de găină nu-i pot. Alea nu sunt bune. Lărgeți acolo, domnul Popa, lărgeți un pic. Ce să și că vin așa cu mașinile, bagă cutiile alea exact în spate și nu mai început cu bagă. Mai rând și două fici. Una o lată de tot. Una o lată de tot, da? Da, lăsați că o să ocupi, domnul Popa, să lărgeați. Hai, lăsați, îți dă firma. Mulțumim, doamna Aniție, mulțumim mult. Urmează domnul Matei. Bravo, domnule. Deci, eu știu că problema... Ce răspuns la cererea asta? Cererea trebuie să fie însoțită de o serie de documente. Cererea trebuie să fie însoțită de documente. Ca să puteți să primiți izlați. Am depus de la doctora mai bine la așa scopat de cazare. În care Vă rog, și în cazul în care vom găsi un efectiv mai mic, vom urma suprafața de jur și vom ajunge la societate. Până în luna a treia trebuie să depuse cerere, da? Trebuie să scrie aici. Aveți așa să depus o cerere așa? Și am pus la prezi.
Domnul primar, știți, v-am rugat și anul trecut, fără nicio răutare. Haideți să facem ceva cu groapa aia de gunoi acolo, șapte de alții gamului, că să cară în continuare gunoi plastice și tot felul de ăsta, piste bucățile mele sămănate, piste terenul meu pe acolo. Am dat acolo, strâns, domnule, da. Acolo la bifurcații, am strâns odată, a fost banalul. Domnii de la poliția locală să vină să mai stea, să mai vecheze, să mai... Să lângă grocăle de cu lumea la toarele de gunoi, lângă tomberoane. Asta e cu șapătul. Toate pozele dumneavoastră în perioada viciului primar, așa era. Așa era, nu va fi tomberoane. Tractorul și remorcile, am remorcile mele de acasă, am început prima dată în comuna s-a scut să aduni gunoi de la oameni de acasă. Pentru dumneavoastră, că nu erați consilieră. Ca să știți. Da. Ați făcut acolo și deviația aia acolo și am rugat frumos că băia prin tarlaua mea pe acum apa când vine la vale și asta. Păi e făcut șanț acolo. Păi e făcut, dar e făcut în bucata mea, tot în bucata mea. Tot dacă bucata lăsam mea. Să vă inundi toată cultura, nu era mai mare. Nu, la mine nu avea nicio treabă cu cultura, inunda cartierul nou, că pentru asta ați făcut. Acum canalul, se descărcau apele. Nu, ați făcut pentru cartierul nou, știm prea bine, și așa acolo la un moment dat, până la vale, la intrarea pe dealul de doamne, acolo, și acolo iarăși ați făcut de viață ca așa. Tocmai asta este, că în primul rând, noi trebuie să protejăm populația. Dar de acord cu dumneavoastră. Dar dacă de viața... Un cartier întreg... La sfârșit de viața, dacă ați făcut-o, m-am rugat frumos să o faceți până să o iei sub podul ăla, să duc la vale, nu tot în tarlaua mea. Și nu, s-o spart acolo, pe păi nu, tot în bucata mea s-o oprește. Ideea e că trebuie să faceți mai la vale, ca să-i păi ducă pe șanse acel drum. Ați făcut-o prea devreme. Prea îmbucată, prea... Da, asta făcut-o spune. Prea de... Trebuie un pic acolo, mai ați făcut un dâns și pe drumul ăla acolo, cum ați făcut de viața aia. Multe ori abia traversăm chiar și cu tractoare, știți? Unde acolo... Da, acolo unde-i gunoiul, că e un dâns mare și să ne mai moare un pic, ne duce prin bucățile lui domnul Fănică. Dar o să ne ocupă pe acolo. Haideți, vă rog frumos să facem ce... Dar ce facem cu cei care mai bun gunoi acolo? Nu mai... Dumneavoastră să-i puteți ajuta, persoanele care identificați, să spuneți, da, poliția locală, nu o să vă spunem noi că... Nu ca și era acum să dați amenzi neapărat și gata lumea să ne încercăm și să alea, că nu vreau eu, asta. Eu sunt de acord așa. Prima dată mi-am găsit, ai avertisment verbal. A doua oară te-am găsit, ai avertismentul scris. A treia oară te-am amendat. Așa am și făcut. Să rezolvă. Eu mă științez. Nu se mai știu. Nu am vreau să fiu foarte scurt, că și așa suntem în întârziere. Pentru că suntem consilieri și ne plimbăm printre cetățeni, știți că dumnealor, până ajung la primărie, ne mai spun nouă anumite doleanțe. Spre rușinea mea, ca și consilier, vă spun sincer că până nu mi s-o ați la cunoștință, nici eu n-am știut treaba asta. Cetățenii pensionari în vârstă au solicitat un adăpost din ăsta unde stau tomberoanele acolo lângă stadion. S-a făcut, la un moment dat o sta vreo jumătate de an, dacă nu-și mai bine, fără îngrădire. Și un domnul vice apostol m-a asigurat aici în ședință că în momentul în care vine o firmă specializată, din nu știu, era un concediu, ea vine să face aia niște șuruburi. Când ne-am dus acolo să punem scândurile, au sărit toți de la bloc, domnule, luați-le aici, luați-le aici. Așa. Mi s-a spus că ăla s-a luat tot așa noaptea ca oții, dar stilul noaptea ca oții, s-a tras autocarul ăla frumos în față, s-a tăiat, a dispărut ăla. Dom'le, ori suntem sănătoși, ori nu suntem. Adică cum? Acolo nu ținem, știm, noi știm de ce s-a luat de acolo. Dar noi ținem aici, în centru, în orice localitate și lângă două farmacii, ținem gunoiul, iar acolo nu s-a putut, că deranjăm niște familii de pe acolo.
Nici nu îndrăznesc să spun. Nu era aici. Ok, bună, acolo era doar pentru reciclabil. Doamne, pentru reciclabil. Oamenii ăia, bătrâni, abia cu oboară. O să-ți doamne, am vrut să mă duc să duc noi, să mă mănânce câinii. Nu, nu trebuie să duc. Acolo să nu rezolvăm cu câinii. Deci toți sunt bătrâni. Vă întreb, cum e posibil ca în centru aici să ținem și știm foarte bine de ce s-a făcut și aici în centru? Dacă m-ați întrebat. Dar nu, este posibil. Dumneavoastră, de fiecare dată mi-a zis, nu mă întrerupiți. Fiecare scară să aibă propriul lor tomberon. Nu. Și în dată. Păi și să-ți scoate. Ați terminat întrebarea? Nu, pentru că nu. Vă rog. Că poate și să-ți nu mă lasă nici pe mine când vorbesc, că mi-am vrut. Dar eu nu mă suport. Dar eu nu mă vedeți că nu sunt. Așa și să-ți scoate. Așa și să-ți scoate. Așa și să-ți scoate. Doriți să vin cu acest pensionar la primărie, să-l explicați dumneavoastră? Majoritatea. Așa? Ai de. Minoritatea se supune majorității. Domnule, de ce l-ați făcut? Dacă nu l-ați făcut, ați întrebat pe cineva. De ce ați cheltuit banii oamenilor degeaba? Nu, se folosește și acum. Nu, Dobrovici, ați turnat ciment, ați pus materiale cu firmă specializată, ați pus OSB și semișuri deasupra, da? Dumneavoastră, acum le-ați tăiat, ați tras autocarul în față, cum zice ăla, trage autocarul, trage, că-ți fac acum o casă frumoasă, nu-i întrebat. Haideți, domnule, să schimbăm. Asta nu era să-ți ascult. Să vă spună colegul Romică Marin, cât a suferit omul ăsta, cât cineva a vrut să-i țină tomberoanele acolo pe timpul ăla sub nas, acum s-a reușit și le-a mutat mai în centru un pic. Mai sub nas. Băi, frate, în centru comunii, dați-mi un gol de treabă. Se pot muta, care-i problemă? Băi, când? Cine le mută? Cine? Unde? Nu au fost la domnul Romic acolo. Unde? La domnul Romic. Hai că domnul. Dacă acolo mai punem, dacă se poate, și mai mulți adunăm cu noi și mai mult. Are dreptate doamna Anitea lângă geamul domnului primar. Și acolo lângă stadionă, Toma, nu știu unde, că deranjează niște personalități care le știm noi așa, l-am tăiat de tot, l-am luat de acolo cu tot. Influencer. Bravo, fraților. O politică... Dă drumul la personalități, care să... Mama, mă, aia, Romi. Din personalitate, voi să... Ce dragă. Ce dragă. Ce ori faci acolo? Da, ce... Nu, aduceți-vă aminte pe vremea tata lui vicepremier. Nu era decât aici, la viață. Să mulțe și lumea. Nu era. Să plimba omul ăla cu haina. Atunci era punct de plastic. Sper să-i fi rămas una prin casă. Așa și ieși și dumneata cu mucea ta. Dumneata cu mucea ta. Domnul Cărămidaru a revenit aici. Nu am plecat. Nu am plecat. Domnul vice, veni căldura. Ce facem cu drumul care ducea pe ușor? Îți foarte mult totul în care. V-am zis de atâtea ori. La intrare, drumul care duce de la Plăncie, la Cărbușor. E drumul foarte bun, se circulă cu viteză foarte mare. Se foarte mulți copii mici. Iar o problemă, să facem loc, pe atunci, nu? Ani de zi. Facem loc? Păi am zis că facem loc, cu viteză. Știu cum vreau să ne-am oară. Tăiem asfaltul sau ce facem? Facem loc. Păi, poți, nu? Facem loc, nu ai voie în afara localității să montezi limitatoare de viteză. Dar nu trebuie să facem excepții. Drumul care duce la Cărbușor. Săptămâna trecută am avut un poartă. N-am murit, am înțeles, da, dar... Vedeați că nu am avut un poartă. Voi solicitați la mine în cartier. Vreau să vă spun la mine în cartier. Deci imaginați-vă că de la mine până la Vântul Străzii, unde este intersecția cu Apia, sunt 100 de metri. Dacă pun telefonul din program cu cameră de viteză și vă spun, a 90 la oră trece de pe fața poziției, cu 90 la oră și dintr-o dată frânează greșelile. Ce-ai făcut?
Deci ați zis, te spun limitatoare, jumătate din bugetul comunei s-a scurt, cumpărăm limitatoare și punem toată comună. Eu v-am zis că tai asfalt. Eu v-am zis din 2 ani de zi treaba asta. Eu ce pot să la vot? Eu v-am zis 4 ani care zis. Stai! Da, vă rog, domnul Olar, aveți cuvântul, vă rog. Dar fiți, vă rog, cât mai concis, că avem 4 ore. De tot așa, domnul președinte, cât mai concis, vă rog. Deci mai zic, stimați colegi, fermieri și domnilor consilieri. Și doamnele. Domnilor și doamne consilieri. Doamnele și domnilor consilieri. Trei doamne și să le respectăm. Da. Revin din nou la dumneavoastră. Deși astăzi nu a fost pe punctul, pe ordinea de zi, niciun subiect cu fondul funciar, vreau să vă informez, deja domnul primar a punctat câteva aspecte a unei situații care se găsește la ora asta în comuna Sărscut. Circa 700-800 de titluri de proprietate dublate. E delicat și complicat ca să vă explic ce înseamnă un titlu dublat. El poate fi dublat ca nume, poate fi dublat ca moștenitor, poate fi dublat ca suprafață, tablaș și parcel. Această situație s-a datorat și felului pompieristic în care s-au eliberat cele 6-7 mii de titluri de proprietate în 2-3 ani de zile, a dus la crearea unei situații de încetinire a activității Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, de nerezolvarea contestațiilor asupra terenurilor revendicate de foarte mulți proprietari de teren, a acelui coeficient de 11%, care este foarte discutabil și este o situație foarte grea pe care domnul Săvescu, o să vedeți dumneavoastră cât de greu o va rezolva, și pentru cei care sunteți deja în temă, aș vrea să vă dau un singur exemplu. Într-o parcelă unde s-au făcut două ridicări topo și între aceste două parcele este această rezervă de 11%, ea trebuie să rămână acolo. Ea trebuie să rămână prin ridicarea topo care s-a făcut stânga la 20-30 de proprietari și dreapta la fel, sunt 11%. Acest 11% provine din mai multe variante. Cetățeanul și-a făcut casă și-a lăsat 11% pentru casă, 11% respectiv 1100 de metri, suprafață egală cu ceea ce a dat primăria sub Schinen și în alte puncte din terenul primăriei, acest 11% ar fi trebuit să se regăsească ca proprietar primăria Sascut. Fiindcă primăria Sascut a scos pășune, a scos arabil și a dat acestor cetățeni care și-au făcut casă și ei au cedat aceste suprafețe. Ele au rămas acolo unde sunt, în Ropota, în Ușmeleu, în Crucieru. Și când comisia va veni și va măsura, și încă o dată repet, eu de luna trecută și până luna asta mi-am făcut așa o imagine la ceea ce se va întâmpla. Dacă acest 11% era dus la capătul parcelei, ar fi fost o situație foarte simplă. Dar ea este ori 11% din terenul omului, ori 11%, ori nu 11%. Sunt oameni care au cedat 20, 30, 40 de ani, fiindcă a avut în grădină vie pusă, am spus și data trecută, și a cedat acest teren. Acest teren nu se regăsește în proprietatea primăriei Sascut. Primăria Sascut ar fi trebuit să încaseze bani de pe concesionarea acestor suprafețe de teren pe care este proprietar de drept. E treaba domnilor în următoarea perioadă ca să rezolve cele 7-800 de titluri. Am înțeles că s-a făcut o comisie ad hoc și s-au pus pe treabă. Întrebarea mea jenantă. În 15 ani n-ați făcut nimic, nu?
În 15 ani, măcar 100 de titluri trebuiau rezolvate din urmă. O armată de femei sunt acolo. Și revin acum, vedeți cum se bat cap în cap. Adineauri cereați bani pentru transportul lor, pentru că, da, depun o muncă, este greu, alții au bani, alții nu au bani. Dar, domnule, o armată de femei acolo, de salariați, să zic, nu de femei. De salariați ai primării, până la ora asta, de când noi am încheiat acțiunea de închidere acestor titluri de proprietate, în afară de aici, pe acolo, câte un titlu săptămânal, câte o contestație săptămânală, și vin și vă întreb, domnilor consilieri, când tăiem pădure, domnule, de la Sascut? Când tăiem noi proprietari de păduri, când o să intrăm în pădurile noastre ca să ne tăiem pădurea? Că Ocolo Silvic și Comisia Județeană și cu OCPC și Comisia Locală Onor Sascut, faceți orice faceți, numai sunt întârziați eliberarea titlurilor și dezbaterile succesorale sunt din ce în ce mai complicate datorită unor floricele de pe lângă legea aplicării fondului funciar. Domnul Ingrid, ați făcut o acuzație, Consiliul Local. Noi suntem deliberativ. Da. Noi nu avem nicio treabă. Deci au fost seara asta. Domnilor. Deci, vreți să aduceți o propunere? Am o propunere. Cred că e bine lucrurile astea, cred că trebuiesc în ședința de joia viitoare. Deci, vă rog, luați note. Atunci trebuie. Dar vă rog să luați note despre activitatea Comisiei Locale Sascut, care este o inactivitate. Este o inactivitate. Am vorbit în modul general aici și pentru interesul unor cetățeni ai comunului Sascut, în care chiar eu personal mă regăsesc. Eu de 2 sau de 3 ani de zile nu pot să tau un lemn de la bunicul și nici un lemn de la socrul meu de la Pâncerți, că așa vrea Ocolul Silvic. Așa vrea. Eu n-am nimic cu nimeni. Și eu am lucrat în agricultură, la munca de jos. Dacă nu mi-am făcut 40 de titluri de proprietate într-o lună, am servit sancțiuni pe carte de muncă, dar nici chiar așa, frate, venim la serviciu și ne ducem acasă de florile mărului și cerem salari și mai cerem și autobuz ca să ne care și lumea, credeți, însă ascult mai bine de jumătate din proprietarii de păduri n-au văzut pădurea și nici nu o s-o vadă. Nici nu o s-o vadă, fiindcă titlul nefiind sau dezbaterea succesorală nefiind pe moștenitorii din titlul de proprietate, Ocolul Silvic nu marcă lemn. Este un, deci, este un drept al cetățeanului, este un drept al omului, până la urmă, ca să se ducă la pădurea lui. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Domnul primar, la ședința anterioară v-am spus, nu sub formă de glumă, că a fost un pic de ilaritate la ceea ce v-am spus eu. V-am zis că în fața icinului, și pe stânga și pe dreapta, sunt două gropi. Două gropi foarte adânci. Dacă vor fi luate cu roata unui autoturism, ori se deformează roata, ori face accident. Săptămâna asta a avut loc un eveniment acolo. Credeți-mă, cu toate rușinea vă spun, aveți frigiderul plin, să știți. Vă dau și la prieteni. Dar mai de la sunt două găuri mari. Domnule, sunt două găuri mari. Chiar nu aveți un om de la primărie? Mai la dea de domnul consilier Renat. Și pe stânga și pe dreapta. Au peste 30 de centimetri adâncime. Una aia peste diavolului și una aia USL-ul, normal. Mulțumesc frumos. Să trăiți.